Mai punea o muzică, scrie cineva, muzicanță obosit, bună seara, oameni frumoși și buni. Spuneți-mi dacă eu mă aud, dacă eu mă văd, dacă tătă e ghini. Aproape m-am dezvățat să vorbesc, pentru că n-am făcut webinare de vreo o lună plus, de aproape două. Așa că vă salut cordial la acest masterclass despre Facebook, primii pași în social media. Haideți să începem să vedem, totul e perfect. Bună seara, bună seara, că mă uit alea că e în jos, știți că asta nu vârsta e de vină. Asta se numește ecranul, regisorul nostru l-a pus mai jos alea. Așa, bună seara, vă auzim, bună seara, bună seara, superb, superb că mă auziți. Dacă mă auziți, noi o să fim curând gata să începem. Eu încă o dată vă salut. Desigur că vă îndemn să vă check-in-uiți și să faceți toate procedurile online-ului ca să spuneți acestei lumi că sunteți în cadrul unui masterclass, să ne tăguiți talmazan.media, Talmazan School. Iar noi haideți ușor, 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 ușor să vedem, dar de unde oamenii ne privesc? Până oamenii se adună, 230 deja de persoane, până o să adună, din care colț al lumii vă găsesc acum? Știu că avem diferită lume de peste tot, așa că vă rog mult, scrieți-ne orașul, țara, regiunea și ni de la Sărata Galben, scrieți, adică să vedem Germania, Italia, Irlanda, bună seara, de Italia, La Rotunda, o, oh, ragazzi, Germania, nu știu, Republica Moldova, Portugalia, Roma, Italia, bună ziua, UK-ul, salutăm UK-ul, Cahul, dacă ați fost la Cahul, ați trecut în Sărata Galben. Krasnodar, dobrý večer, bună seara, Ungheni, Botanica, de seara să ajungem și acolo, Montreal, Cluj-Napoca, Strășeni, caroce, lume de peste lume. Eu mă bucur că vă sunteți aici, vă promit că seara de azi o să fie una informațională, o să fie una plină de un conținut pregătit de mine pentru voi din 258 de slide-uri. O să încerc să fac next tare repede. Și pentru cei mai dornici și cei care vor să facă un pas înainte în social media, inclusiv la urmă am și ofertă pentru voi. Dar ca de fiecare dată știți că decizia de vă aparține. Vreau să vă concentrați acum mai mult pe ipoteza să discutăm despre care sunt acei pași pe care noi trebuie să-i facem în online. Și aici e important să vedem subiectele pe care noi să le discutăm. Azi noi vom discuta despre o ipoteză foarte, foarte importantă în comunicare. Ea ține de abordarea social media. Îi zic că e de la complicat la simplu, pentru că social media poate fi diferită, ea poate fi și complicată, ea trebuie să fie și simplă. Și atunci trebuie să avem răspuns la întrebarea de ce trebuie să fii prezenți și nemijlocit acești pași, 2, 3, 5 pași care trebuie să-i facem ca să startăm corect ori să fim prezenți corect în social media. Haideți, dacă tot voi ați spus de unde sunteți, eu o să mă prezint și eu pentru cei care sunt nu de mult aici și până fac eu prezentare, apropo, o să mă ajutați dacă sinhronizăm cumva prezentările noastre și să îmi spuneți cam a câta oară sunteți la webinarul meu, dacă sunteți prima oară sau ați mai fost, cam estimați o cifră, iar până una alta o să spun cine sunt eu și ca să înțeleg cât de deep trebuie să intru în detalii, cineva zicea 30-a oară. Cineva e cu noi asta, din ofici cineva, uite, a treia, prima oară, bine ați venit, a doua oară, eu prima oară vin la tine, dar n-am știut că așa e de gine. Cam asta este ringtonul de obicei după webinarele noastre, așa că sper mult că voi o să prindiți acest mood, super, 1-1-1-3, numai nu sunați la numărul ăsta, vă rog, ca să răspundă sportul. Așa, ca să vă dați seama perspectiva prin care eu vreau să vă povestesc, haideți să vă spun în două cuvinte cine este Dumitru Talmazan, cine este această persoană care stă în fața voastră, mai ales dacă sunteți prima oară aici. Eu sunt
un tânăr specialist în domeniul digital marketingului, tânăr pentru că vreau să mă liniștesc totuși când sunt tânăr. Sunt certificat Facebook deja de câțiva ani, certificat MBA, speaker internațional și sunt proprietar a câtorva afaceri în domeniul digital marketingului. Activez ca public speaking sau practic comunicarea de social media în companiile care le vedeți în față, o parte din ele deja mai puțin, o parte se mai adaugă, câteva proiecte prin prisma cărora o să fac totalizările legate de social media, asta este Talmazan School, proiectul în cadrul care voi vă aflați, este agenția SAP Digital Team, Prom Capsula și Yellow Yang. Sunt proiecte care sunt implicat undeva cu trup și suflet, undeva cu suflet, undeva cu trup. În câteva cifre despre mine, plus 7 ani activitate, peste 300 de companii în consultanță, o să auziți probabil azi despre un program inclusiv ca Mentor My Business, peste 3.000 de absolvenți care au trecut instruirile noastre, peste 50.000 de participanți în cadrul evenimentelor gratuite și administrăm în cadrul agenției ASAP Digital Team un buget de peste 400.000 de euro. Și toate acestea practic sunt, ca să zic de fiecare dată, ca să fie luate drept aceste artefact care stau în spatele meu, acești oameni, echipă, proiecte, companii, mii de companii care au beneficiat din instruirile noastre și care ar putea să vă dea un feedback sau ele vor însemna de ce eu azi o să vă dau anumite sfaturi. Nu pentru că am citit în Google, nu pentru că asta e modna, dar pentru că am trecut și trec zilnic prin această realitate. Însă, nu totul a fost așa de frumos cu atâția euro care niciodată grămadă nu i-am văzut. Realitatea a pornit mai de mult. Ea a pornit în 1988 când în Sărata Galben a fost o sărbătoare foarte mare, dar ploua, știu prin ce ploua. Și de atunci am absolvit câteva școli speciale, și gimnaziu, și liceu, și colegiu. Însă acest timeline care îl prezint totdeauna este mai ales pentru cei care vor să iei decizia că vreau să lucrez în social media sau poate să încep să lucrez sau de-abia am început sau vreau să-mi construiesc cariera, am 18 ani, unde eu încotro să o iau. E că vreau ca nenea asta. Vreau ca nenea asta, fix așa 7 ani înseamnă spate și 400.000 de euro să administrez buget de ads. Și asta nu se întâmplă deodată. Trebuie să înțelegem că ingredientul de timp este un factor foarte important. Calea mea până la acest moment ca să pot să îmi asum anumite expresii, anumite, știu eu, concluzii în domeniul social media, ea a început practic prin 2013, când eu am început să fac activitatea antreprenorială. A fost prima mea experiență de director. Am avut și carte de vizită, era o agenție de nunți, special.md, un proiect de suflet foarte frumos, dar peste vreo câțiva ani am fost nevoit să ies din acest proiect și să mă angajez. M-am angajat în cadrul Niagara, am lucrat ca social media manager, am lucrat după care în cadrul OM Aquatrade ca social media manager și după care am inițiat un mini proiect, Marsala Performance Agency cu Alina și Mihai, și după am lucrat ca digital strateg în Granat. Și din 2017 am început să activez pe cont propriu, am lansat câteva proiecte și de atunci sunt în temă, de atunci lucrez în domeniul social media. Dacă vreți să vă convingeți de cele spuse, și nu doar, dacă vreți să faceți un share, tăguiți-ne, analizați aceste platforme, pentru că acolo este mai multă informație. Respectiv, cam asta este perspectiva despre Dumitru Talmazan, perspectiva care probabil poate să conteze dacă în capul voi este, dar se merită noi să petrecem următoarea oră jumătate în discuții cu acest excepțional domn sau nu. Păi iată, dacă companiile, experiența, anii și tot ce am făcut noi în social media, în această piață și în piețele în care voi vă aflați, contează, atunci fiți cu noi, pentru că urmează ceva conținut, au rămas încă 200 slide-uri, așa că țineți-vă bine. Dacă sunteți gata, vreau să facem așa un change și să ne dați și voi un pic de energie, să-mi puneți un fire, go, high,
o dată în comentarii. Eu privesc acolo, văd că voi sunteți aici, ne apropiem de 400 de persoane, au fost înregistrate 1200 de persoane, respectiv statistica spune că în jur de 40% maxim o să fie prezente. Asta înseamnă în jur de 400 până la 500 de oameni așteptăm azi să fie aici. Dar dacă voi veți face share și tag, poate să faceți un Guinness la cineva. Ho, ho, let's go! Trebuie să punem barat, davai, davai, frate, și aparviom. Bun, mersi mult de feedback. Văd pe toți, Valentin, Adriana, Mihaela, Ema, a 36-a oară Ema, am reținut, Victoria. Unde verde, mulțumim, Elena, mersi. Haideți să începem. Respectiv, cum și spuneam, una din ipoteze după care vreau să mă conduc în contextul acestui masterclass, în contextul acestui webinar, este ipoteza de la complicat la simplu. Pentru că e foarte important să înțelegem că nu este așa de simplu să faci performanță. Dar nici nu e așa de simplu să intri într-o zonă complicată în care tu nu-ți pșechi. Și mai atât să încep să vorbească cu tine CTR, CPM, CPC, CPL, conversie, lead generare, CRM, cash flow, flow și tu spui, iopte, cine e asta? Și asta? Unde e? Opriți? Eu cobor, da? Ca să nu fie acest moment, desigur că trebuie de înțeles că există, o să menționez asta, acest concept de spirală. Respectiv, în contextul dat, vreau să o luăm de la început. Că vrem noi, nu vrem, prezența în social media, acest element de social media marketing despre care noi azi discutăm, este parte din marketingul clasic. Adică ca să înțelegeți mai clar în ce context noi o să abordăm social media, vreau să analizăm un pic elementul de marketing. Și el de regulă este online, da? Pidește, este offline. Poate pe cineva o să fie prea simplu, dar vă rog, răbdați câteva slide-uri pentru că e important să începem cumva organic în contextul dat. Respectiv, acceptăm, aprobăm și fixăm că social media marketingul face parte din lumea marketingului. Iar marketingul e compus din două segmente. În rus o să fie два полушария, да? Două lumi total diferite. Prima este online, a doua offline. Lumea offline, probabil voi o cunoașteți prin perspectiva că acolo există diferite canale prin care se poate de comunicat. Întâlniri, publicitatea tipărită, billboard-urile, în online există social media, telefonie, webinare, bloguri, publicații, chatbot-uri, email marketing, Google Analytics. Respectiv, toate aceste canale sau subcanale a unui online sunt parte din comunicarea voastră. Și în unele companii, trebuie să recunosc că în companiile din care noi facem și consultanță și partenerii noștri, eu n-am întâlnit așa realitate, însă cartea marketingului spune că marketingul arată cam așa ceva. N-am vrut să spun asta, dar colegii mei insistă, desigur că asta este harta metroului din Londra, așa că... însă cam așa arată acel element de comunicare multichannel în marketing, când noi avem diferite canale care se intersectează între ele. Dar trebuie să recunoaștem că asta e foarte complicat și puțin probabil... Mai ales la început, are sens și mai ales când la tine sunt 200 de euro la suflet, buget de promovare are sens, te bagi ca în așa, n-am cuvinte. Însă realitatea care am văzut-o în consultațiile, vă spuneam, sunt peste deja 3.000 de absolvenți care au trecut orice gen din instruirile noastre. Avem zeci de consultații, avem sute de companii la care le facem programul de mentorat. Și atunci noi am înțeles o realitate, că pe lângă carte, pe lângă buchia cuvântului, cum se zice asta, este elementul de realitate în care noi trăim. Este realitatea în care tu trăiești și ea ține de tare mulți factori. Deci, dacă noi să luăm această realitate, ea precis este alta decât acel element de facultatea de marketing sau sfaturile din partea multora. Realitatea spune că din tot asta, pe de o parte, în prima fază, se poate de început cu asta. Și acest social media a devenit tot mai activ, mai popular, mai simplu, mai conversional, mai interesant pentru foarte multe lume.
De ce noi, înțelegând că social media este dobro, zicem, haideți să săpăm în direcția asta? De ce e social media? De ce să nu număm email marketing? Pentru că mulți încă spun email marketing jiv. Cineva spune chatbot-ul ăsta e în trend în general. De ce social media? Vreau să vă dau câteva argumente. Sper mult că nu trebuie tare mult să vă conving de ce social media, dar dacă voi o ați făcut-o intuitiv, fără să porniți în sensul ăsta, uitați-vă câteva argumente de ce în viața asta trebuie elementul de social media. Primul moment pe care vreau să-l analizăm, analizăm două piețe, vom analiza piața României și piața Republicii Moldova. Social media în Moldova, web traffic referrals from social media. Noi avem 95% din web traffic în Facebook, avem Twitter, avem Pinterest 1%, tot web traffic, tot traficul online. Avem aproape 1% din Instagram, 1% din YouTube și mai sunt alte rețele sociale. În România, același parametru, o să puteți să-l vedeți că este aproape la fel, cifrele un pic diferite, dar trendul e aproape la fel. Facebook-ul, 98% din web traficul care se consumă, din traficul consumat, este Facebook. Timp de utilizare a utilizatorilor în social media. Eu nu știu cât timp voi utilizați, dar la voi în telefon este așa o chestiuță ca time spent, sau cum se cheamă el, ecran, nu e vreme, da? Analizați și o să vă stricați seara de azi dacă vă uitați. Pentru că acolo câteodată este istorie tare tristă. Statistica mare spune felul următor, că în medie un om folosește 7 ore de internet, 3 ore la calculator, 2 ore în Messenger, o oră citește, o oră ascultă muzică, o oră radio, sunt și de ăștia, și se joacă tare, 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 tare puțin. Încă un motiv tare interesant de ce oamenii folosesc social media, eu voi traduce, because, you know, I speak in English, and my wife is English teacher, and I a little bit speak in English. Traducând contextul de aici, se zice că social media, top 3 motive de ce oamenii folosesc social media, este că keep in touch with friends, asta e simplu, da? Oamenii țin legătura, 2, se informează, 3, fac share-urile astea, facem mai mare, poate vă faceți niște screen-uri, reading news stories, citesc noutăți, se informează, cu alte cuvinte, contentul, deci fac sharing de conținut. Cu alte cuvinte, noi putem să concluzionăm că social media este pentru câteva motive cruciale. Și eu sper mulți voi să regăsiți. Este relevant social media deoarece audiența, adică ceilalți oameni, pentru ei este relevant acest element de audiență. Adică pentru ei este acest element relevant. Un alt motiv de ce social media este bună, pentru că el este un canal de utilizare aproape zilnică și este un canal activ în care oamenii utilizează. Zilnic, cumpărând sau vând sau schimbă produse, servicii, orice. El este un canal social media prin care oamenii comunică cu ajutorul rețelelor socializare, ei țin legătură. Probabil mulți din voi social media folosesc ca chat în care voi scrieți bună ziua, să nu cheltuim măsămăsurile. La fel, brandurile sunt prezente. Asta e foarte important. Dacă cineva din voi reprezintă branduri sau sunt în tema asta, voi trebuie să fiți în online și specialiștii tot mai mult și mai mult sunt întrebați și întrebarea lor că variază de la 300 la 1000. Cineva zice mai mult, probabil, dar sunt excepții. Totuși, dacă să privim o realitate, cât costă un speț care știe social media sau care știe social media marketingul sau care știe marketingul, el variază de la 300 la 1000 de euro. Dacă vreți 2000 de euro, puțin probabil că asta se poate făcut în social media sau tăți asta se face, că avem 400 de oameni și îi tăți mâine câte 2000 de euro să câștige.
Nu, hai să fim serioși. Asta poate fi numai titlu în anunț publicitar. În rest, dacă să ne privim o realitate, dacă se privesc la miile de studenți care au trecut prin noi, jumătate dintre înși, pur și simplu, ori nu le trebuie mai mulți bani, ori nici nu cred că e posibil de făcut o mie. Deci, fiecare își va desena soarta, dar în principiu instrumentariul este egal pentru toți. Deci, adaptarea care voi o faceți depinde de voi. Azi noi, cu voi, o să abordăm câteva rețele sociale care să ne ajute să comunicăm în contextul dat. Noi o să discutăm activ despre Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter, Anaclasnike, Vkontakte. Toate aceste rețele sociale sunt parte din domeniul social media. Înainte ca noi să mergem la desfășurarea și la acea carne care voi trebuie să o luați cu voi, vreau să vedem un detaliu și să înțelegem, să fixăm un detaliu. Sunt, știți că la oameni le plac cifrele, am încercat să sumez în 5, dar putem și 10 face sau 3. 5 lucruri must have pe care trebuie să le faci dacă tu lucrezi în domeniu ca specialist, vrei să-ți promovezi o afacere, vrei să faci vânzări sau vrei să fii prezent corect pe rețele socializare. Dacă tu te regăsești în aceste motive, atunci noi putem foarte, foarte repede trece la soluțiile. Deci dacă voi aveți aceste motive, noi putem trece la soluțiile cum social media, care face parte din marketing, care poate fi offline sau online, interiorul online sau rețele socializare. Rețele socializare pot fi diferite și dacă scopul nostru este să facem vânzări, să fim prezenți, să ne dezvoltăm branding personal, să lucrăm social media, să ne promovăm afacere sau să ne informăm, atunci există câțiva pași, minim 5 lucruri care le-am pregătit pentru voi, poate să vă ajute în zona asta. Dacă este relevant, dați-mi acum intermediar de la 1 la 100 o notă legată de viteză, relevanță, context, tempo, emoții, dacă tot e normal, dacă vă simțiți ghini și nu vorbesc prea repede și pe voi asta nu vă începe să vă învăluie. Dați-mi un feedback acum ca să știu dacă continuă în același regim și noi suntem gata să începem aceste 5 puncte tare faine, notați, tăguiți-ne, puneți tagging-ul pentru că e foarte important să văd după asta, mă duc acasă, fac o ingaliație și în timp și fac, citesc toate feedback-urile voastre. Tot super, 100, super fain sunteți. Mersi, Beca, eu din când în când trebuie să fac webinare pentru că ele precis pot să ridice nivelul de autoevaluare. Așa, totul e super. Foarte bine. Bun, înseamnă că noi putem să mergem. Vă spuneam că dacă vă regăsiți în aceste 5 lucruri, foarte repede, să încerc mai încerc. Dacă voi vă regăsiți în aceste 5 lucruri, trebuie să începem să le analizăm. Respectiv, primul element despre social media care trebuie să fie luat în considerație pentru a implementa aceste obiective de vânzare, informare, care sunt, ele sunt obiective care pot fi cumva evaluate în două lumi total diferite. Prima lume a social media este că prezența în online este personală sau este business. Probabil cineva o să zică, Dumitru, primii pași în social media nu încep cu asta sau n-am știut că și așa de simplu. Așteptați un pic pentru că să vă explic legătura dintre toate aceste momente. Dar e crucial să înțelegem că este strategie când ai profil personal și este strategie când ai profil de business. Din cele 300 de consultații mai deep, instruiri, mentorate, care noi le-am făcut în activitatea noastră, probabil în jur de 10, nu foarte mult, în jur de 10 persoane își promovau afacerea având drept canal de comunicare profilul personal. Pentru că e comod, poți să adaugi un prieten și gen făcând postări la tine în feed,
Sperăm că ei o să vadă. Dar algoritmii spun altceva dacă tu ești acum în fața ecranului și pe tine te interesează social media marketingul, atunci eu sugerez ca tu să analizezi aceste două perspective prin următor element. Dacă tu vrei să te dezvolți ca persoană publică, ca personal branding, ca public speaking, cineva zice că și za cuvinte, mă, eu zidima, pur și simplu ești o persoană care iese în față, atunci trebuie să ai grijă de profilul tău personal. Dar el nici de cum nu are nici o legătură cu partea de vânzare sau promovare sau maștabarea unei informații, a unei valori. Tot restul se face prin pagina de business. De aceea, înțelegând aceste momente, în profilul personal poți avea două strategii, poți fi haotic sau strategic. Haotic înseamnă că postezi când vrei și vrei, și toate ha-ha-hi-hi-urile, share-urile cu recete la Kașpirovski, tăi postez. Sau strategic, când spui eu am un personal branding și compania mea pe care o reprezint, Almazan School, pliază pentru eco, green, bio, organic. Și atunci eu niciodată nu o să postez postări în care eu mănânc KFC. Niciodată. Și, sau invers, nu voi face anumite acțiuni, deoarece asta cumva influențează brandul meu personal. Businessul, la fel, poate fi haotic sau strategic. Și vreau să vă spun că noi azi discutăm despre business mai mult, pentru că personalul deamu acolo, nu știu dacă ceva poate să vă ajute. Ori singur faceți, ori deamu așa lăsați cum este. Dar businessul, el trebuie să fie creat din pagina personală, pagina de business și poate fi haotic doar la începuturi. Poate fi haotic atunci când voi de-abia începeți. Lăsați strategiile. E ca, imaginați-vă că pentru voi 200 de euro asta e mult. E ca asta e mult. Știu că e greu să vă imaginați. Dar dacă voi tremurați la 100 de euro reclamă sau 100 de euro buget, atunci probabil voi trebuiască să înțelegeți că vă să mergeți o leacă mai haotic. Nu faceți fotosesiuni, nu faceți production, nu faceți valuri mari când voi nu sunteți în capacitate de a genera flow corect. Și invers, când concurența, când industria, când realitatea în piață spune că tu nu poți să mergi în genunchi, tu trebuie să te ridici, stai drept și te promovezi cu 500 de euro buget pe lună. De ce? Pentru că asta o facteți și pe piață nu interesează că tu n-ai bani. Și e că atunci trebuie de promovat strategic. Respectiv, acești 5 pași, voi trebuie să vă notați la fiecare pas ce acțiuni voi trebuie să faceți mai departe. Respectiv, fundamentul l-am plasat, personal, business, haotic, strategic. Pasul 1. Pasul 1 este să ne apreciem ce tip de strategie noi vom comunica. Comunicăm pe partea de profil personal sau comunicăm pe partea de profil de business. Eu comunic pe ambele direcții concomitent. Eu am grijă și ce postez, când postez, pe pagina personală. Și există pagina Talmazan School sau pagina Sub Digital Team sau Prom Capsula sau alte proiecte care noi le administrăm și ele au business page aparte. Dar cum voi să luați decizia asta în pasul 1? Că în ce direcție să meargă, haotic sau strategic? Sunt trei chestii care voi trebuie să le luați în vedere. Foarte importante. Primul ingredient, primul pilon care îl puneți în fundament la orice decizie care să o luați de azi încolo în promovare, este timpul. A doilea sunt oamenii, a treilea sunt bani. Cine comunică cu mine? Clienții noștri din mentorate, studenții noștri. Apropo, voi sunteți aici? Ia dați-ne un plus prezent. Cine este din cadrul programelor noastre de mentorat? Cine sunt studenții noștri care au trecut instruirile noastre? Dați-ne acum un prezent să înțeleg dacă ați venit la lecții și dacă sunteți la școală. Pentru că e vacanță, cum noi, da? Să mai iartă. Respectiv, dacă noi să luăm aceste trei elemente importante, prezent, așa, Victoria, bună ziua, Victoria, Emma este, așa, Rodica, doamna Rodica, bună, ok-ul,
Așa, Marcela, hello, Marcela. Întâlnirea cu absolvenții, s-a terminat, revenim la webinar. Așa, salut, domnul Gheorghe, să trăiți. Respectiv, aceste trei ingrediente care noi le punem în fundamentul deciziei, timp, oameni, bani, ele se descompun. Când vorbim de timp, eu vreau să răspundeți la întrebare. Cât timp noi putem dedica activității de social media? Deci, cât timp voi o să fiți gata să investiți pentru ca să faci acești pași în social media, să aveți o promovare și o prezență corectă în social media. Al doilea element, câte zile au rămas pentru îndeplinirea KPI-ului. KPI, din engleză, Key Performance Indication, da, ceva genul ăsta, I say I know English a little bit, sunt indicatori de performanță. Adică, noi spunem, avem nevoie de, ca noi am avut nevoie în KPI-ul de timp să avem 3.000 de înregistrați la webinar. Din motive tehnice, noi am avut timp la dispoziție, vineri, sâmbătă, duminică, luni, 4 zile. Asta era un risc. Dacă ați văzut story-urile mele, am arătat cum noi am tupit și am pierdut minim 300, dacă nu, tăți 600 de euro într-un weekend. Pentru că de 600 de euro, acolo vreo 3-4 înregistrări au fost. Respectiv, elementul ăsta contează când tu înțelegi cât timp tu ai la dispoziție ca să atingi rezultatul după care tu ai venit folosind instrumentul de social media. Dacă avem la dispoziție un an de zile să ne învățăm social media, dacă avem la dispoziție o lună sau o zi, sunt lucruri total diferite. Al doilea element, oameni, cine va face acest social media? Eu, adică tu, o să facă in-house, outsource sau freelance. Adică social media în compania ta, în business-ul tău, în viața ta, îl vei face tu? Sau este un angajat? Sau este o agenție, sau este un ciudă-iudă celălalt, prea vestitul și sfântul om, freelancerul, care face tot, și publicitate, și texte, tot face. Și cu bani la început nu prea mari. Pe urmă crește și el și ori se transformă în agenție, ori devine un freelancer exclusiv. Și al treilea element, bani. Bani asta înseamnă că toți trebuie să plătești salarii, sau buget de promovare, sau producție media, tu o să trebuiască să faci poză, video. Respectiv, ce avem noi la primul pas? Voi trebuie să vă decideți, în contextul primului pas, având la fundament timp, oameni, bani, unde tu mergi? Tu o să mergi în dezvoltarea doar paginii de business sau vei merge în dezvoltarea paginii business și a brandului personal? Asta înseamnă că mai multe resurse, mai mult timp, poate chiar și mai mulți bani. Spre exemplu, eu personal branding-ul dezvolt pe segment pasiv, gândindu-mă tot în urmă perioadă că n-ar străca un social media manager, că Maria Demo nu mai are când să facă videouri. Și atunci trebuie un social media manager care o să facă stories-uri, montaj. Eu petrec pe zi în jur de, eu cred că o oră minim, dar eu cred că 200% la montaj. Petrec timp pentru a monta videourile în InShot sau în alte. Eu nu montez așa de ghine ca Mișa, dar totuși cât de cât like-uri am. Respectiv, în sensul ăsta, foarte mult contează să înțelegem. Noi să mergem doar pe un vector sau pe alte vectori. Noi să mergem cu ce fel de resursă. Și suntem noi gata să asigurăm aceste resurse. Vă gândiți, vă notați și o să contemplați, mergem la pasul următor. Pasul numărul 2, care noi trebuie să îl aplicăm în activitatea noastră, este noi trebuie să ne răspundem la întrebarea, dar unde noi vom comunica? Noi am înțeles că noi o să comunicăm haotic, ori strategic, o să facem noi, o să avem o leacă de buget, o să avem o leacă de reclamă. Respectiv, la moda, nici nu-ți spun pentru că poate să vină noaptea, așa că mai gine să nu știi cine Mișa. Eu, din păcate, de-am nu pot uita. Respectiv, unde vom comunica este elementul de pe ce rețele de socializare. Și aici trebuie să analizăm un pic câteva segmente. Primul segment care vă-l propun să-l analizați înainte să vă răspundeți la întrebarea numărul 2 este statistica.
În contextul statisticii, voi puteți să analizați fiecare rețea socială în parte. Spre exemplu, în Facebook-ul vedem că în Moldova există 1.300.000 de utilizatori. Dacă voi sunteți în Danemarca, Italia, Germania, Franța, voi selectați pe ce piață voi vreți să lucrați. Adică, luând în vedere că la noi sunt de peste tot oameni, noi cumva, prin exemplu unei țări, vrem să arătăm că există cumva un mecanism. Iar voi deja adaptați-l, voi puteți să vedeți în anumite regiuni câți oameni în Sărată Galbenă sunt Facebook, nu neapărat vă trebuie toată Moldova. Pentru că la venitul care îl câștigă oameni din Sărată Galbenă, să ajunge pentru... Respectiv, 1.300.000 de oameni, îți bărbați, îți femei, analizează. Intrați un pic în analitică. Uitați-vă în Instagram, deja 1.000.000. Anul trecut, mai anul trecut, noi când facem statistică, era 800.000. Acum deja avem 1.000.000 și capiși. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că rețeaua crește. Asta înseamnă că se dezvoltă rețeaua de socializare. Vedem câți oameni și sunt femei, care este perioada de... dacă o să vă uitați pe aceste programe, apropo, programa dată, să vedeți în partea de jos, este We Are Social, asta este una din aplicații, dar dacă nu greșesc, Data Report... scriți în Google Data Report Social Media și o să vedeți că acolo o să puteți găsiți acest site în care se poate de introdus per țară, per rețea și de văzut analitica mai deep per fiecare rețea socială. Analizăm LinkedIn-ul. În Moldova 290.000, raportat la un element de Facebook 1.300.000, normal că LinkedIn-ul cu 1.000.000 mai puțin, însă acolo e altă audiență, cu alt comportament. Twitter-ul, 70.000 de suflete, conform statisticii pe februarie 2022. Respectiv, înainte să trecem la scop, care este a doua perspectivă, vreau să reiterez elementul cu statistică. Eu dedic foarte mult timp și vă îndemn foarte mult să atrageți atenția la elementul de statistică, anume în contextul că statistica este acea barcă care o să vă ajute ca voi să mergeți în vectorul corect. Este una din vâsle, dacă vreți, care vă arăta posibilitatea ca voi să înțelegeți dar ce fel de pește acolo este. În comentarii, în timp și eu vorbim, tot eu v-am publicat, cu mâna dreaptă, este datareportal.com, analizați pentru că o să vă prindă tare de gine. Acum, știu și este, am înțeles, mai departe, dar care e scopul la aceste platforme? Voi trebuie să vă răspundeți scopul în general la vostru în toată tema asta, dar dacă să analizăm scopul la platforme, eu vreau să percepem fiecare platformă ca o identitate aparte. În formula, când voi sunteți un specialist sau un proprietar sau un nesămânci cnașinaiși sau o pagină aveți în administrare care are un 30-50 de euro undeva la bricieni, nu știu ce am zis cuvântul ăsta, micuță, n-are nevoie de valuri, de viteză, n-are nevoie de multe torații, nu e necesar să ne complicăm. Dar dacă voi vreți să faceți pașii corect, vă propun una din scenarii. Fiecare rețea socială trebuie să o privim aparte. Facebook-ul este o rețea socială, eu aș compara-o cu oficiul vostru. Oficiul vostru la ora 6 sau 7 se închide și voi vă duceți acasă. Nimeni nu mai rămâne. Dacă clientul vine la ușă, bate și nimeni nu deschide. Păi iată, în acest moment, Facebook-ul deseori poate să servească ca un element de oficiu. Ca un element în care omul, dacă intră, poate să scrie, el poate să vadă ultimele postări, el poate să vadă informație care este gata să o primească în analiză. O să vedeți că total comportamental TikTok-ul este sau Instagram-ul, dar Facebook-ul deseori este pagina oficială, mai așa să o numim. Este CV-ul vostru, profilul personal e CV-ul vostru, iar pagina de business este elementul de oficialitatea care este pentru voi. Instagram-ul
Instagramul, el este o leacă altfel. El este în principiu pe câteva vectori. Primul vector, el este magazin. Businessul vostru poate să aibă Instagram magazin. Nu trebuie să faceți postări, nu trebuie să faceți bună dimineața, ziua contabilei, m-am dus, am venit. Nu trebuie nici asta. Pur și simplu postați poze de produs, detalii de produs și gata. Sau Instagram-ul e foarte fain când voi vezi backstage, când voi spuneți Instagram-ul, a să fie, știți ce? Dacă Facebook ăsta este oficiu, Instagram-ul o să fie curtea din spate. El o să fie un fel de zadnic dvoric în care voi aveți bimbeguri, în care voi arătați lifestyle-ul vostru, echipa voastră, voi arătați ziua de naștere printr-un racurs care nu o să-l vadă în Facebook niciodată. În stories-uri voi să ți instant ce se întâmplă voi în companie. Deci rețeaua asta de socializare este cu o capacitate foarte mare. Este una dintre top 3 rețele care eu le recomand de activitatea Republica Moldova și ea este foarte bună. Următoarea rețea socială. Ea este un soi de... E TikTok. Probabil ați auzit de TikTok. Unii din voi chiar și amuia stau în drânsul. Respectiv, TikTok-ul, o platformă fenomenală pe range global, au întrecut Facebook-ul, mă tincă, deja erau ultimele anunțuri că acolo le calcă pe coadă tare. Adică ea crește foarte mult. Are niște algoritmi nebuni. Deci nimeni nu înțelege și cu TikTok-ul ăsta, pentru că nepoanatna. Postezi un video interesant, nu, tu crezi că e interesant, doar tu acolo ești protagonistul glavnei, nu intră. Postezi o prostie acolo și intră. Aș delimita TikTok-ul în două perspective. Prima, voi puteți să comunicați acolo carne, adică TikTok, dacă vreți, el poate și un fel de garaj. Unde stă ceva tare concret? Mașina voastră sau atelierul vostru? Este o cameră din casă în care se întâmplă lucruri sau concrete. Spre exemplu, am pus în screen TikTok-ul soției mele. Eu sunt însurat, sărean. Yellowyang.club. Dorina predă limba engleză și majoritatea clienților care ei are din TikTok. Ei scriu din TikTok în Instagram și așa se întâmplă primul contact. În interiorul TikTok-ului ea doar vorbește despre sfaturi în limba engleză. Alt tip de TikTok care eu aș recomanda este TikTok de lifestyle. Asta atunci eu nu știu de ce mi-a plăcut ipoteza 1 noaptea, ați auzit de proiectul ăsta, dar există și ipoteze de lifestyle cum ar fi Bostănică, una dintre cele mai scumpe vlogherițe din TikTok din Republica Moldova. Și acolo în TikTok sau tu ești ha-ha-hi-hi, adică faci lifestyle, pricoale, dansuri, trenduri, sau tu ești concret sfaturi nemijlocit de scriere. Frumoasele experiențe cu clienții noștri, confirmați-mi dacă ne priviți, Italia, ragații, cine acolo la noi în TikTok a început. Avem Franța, unde a început și activează destul de activ în TikTok, în care rezultatele sunt foarte impresionante. Sunt două rezultate care voi să le aveți după ce o discutați în TikTok. Primul. Voi o să aveți clienți. 100% garantez azi și. Dacă nu, vă jăluiți la mine. Al doilea element care se întâmplă, de regulă el se întâmplă, voi prindeți curaj. E că, probabil chiar pentru motivul ăsta, doilea deja să merite TikTok-ul, pentru că în TikTok tu îți dezvolți abilitatea de a vorbi. Și probabil voi spuneți, Dumitru, desigur, tu mai vorbești și drepte și parcă așa pare că tu te citești mai asta de pe ecran și vă ușor, dar eu când pornesc camera, mă blăchez și încă vocea asta nu pot să o răpt. Și eu știu că eu mai vorbesc subțirel. Eu știu, eu când ești emoțional la mine, vocea vorbește mai subțirel și asta nu-mi place. Dar voi doar nu știți. Voi doar nu știți că la mine vocea ca tare e foarte de asta. Respectiv, nimeni nu știe cum voi arătați. Voi trebuie pur și simplu să vorbiți. Fiți parte din business-ul vostru. Și voi atunci, pe Ludic Van Pateanuță, TikTok-ul îl punem în listă, este în top 3, e tare crutoi. Одноклассники. Одноклассники, știți, întotdeauna este în viața noastră oameni, evenimente, care noi din uvajeni facem. Avea unul din motivii de ce Одноклассники, pentru că el cumva în Moldova istoric a rămas cu noi. Nu putem să uităm noi Одноклассники, dar pentru foarte multe companii, Одноклассники este una din platformele, poate nu de bază, dar importante să fiți acolo.
Pentru că acolo sunt regiunile, acolo sunt vârsta 45-65. Dacă să vă uitați la statistica adnăclasnică, voi o să fiți foarte mirați că acolo stare mulți 13-16 și tare mulți 50-65 plus. Și când spun tare mulți, asta nu înseamnă că ei, deoare sunt clienți. E că tu când intri în online, te uiți la statistică și îți spune amuia, online sunt 10.000 de femei de vârsta 45-65 de ani. Ești clienți tăi? Da. Și ți mai trebuie? Ți nu-ți trebuie milioanele astea, 1.800.000, 3.600.000, ți trebuie ai tăi pentru că tu ai 5 baxuri. Cu 5 baxuri tu să arăți la 3.000 de oameni. Pentru ce ți-ai 1.000.000? Și mulți spun, da, dar acolo nu prea sunt oameni. TikTok numai pentru audiență mai minoră? Mihai, nu. TikTok-ul este un fenomen care aproape penalizează și o leacă restrânge minorii. El este un fenomen de videocontent, de videouri care tu nu știi și te așteaptă. Dacă nu sunteți în TikTok, încercați. Numai să nu mă blăstămați pe urmă după asta că a stat 3 ore și a stupit și n-ați putut să ieșiți de acolo, pentru că puteți pe Vania Baton și pe Andrei Bucătaru puteți, ați văzut și le-ați văzut pricoalele. El, TikTok-ul, din păcate, este ce și ești tu. E că dacă vrei să vezi cine tu ești, intră în TikTok. Pentru că în dependență la și tu să te uiți, algoritmii tare repede să înțeleagă și să-ți propună din serie și e conținut. Și dacă voi intrați și ziceți, aia am fost acolo, am stat 3 zile și numai prostii. Da, așa ești tu. Dacă intri și vezi numai content educațional pe Dumitru Talmazan, atunci ești printre topcic. Așa că nu funcționează pe toate brandurile, dacă ești un brand cu minte, atunci aici mă refer la TikTok. Uitați-vă, Adriana și restul, când noi vorbim de scop, când noi vorbim de statistică, când noi vorbim de business, eu în general nu vă sfătui să ascultați cu urechile informația de la oricare om ca motamo, genul, eu zis TikTok, jic, mă duc la TikTok, ula. Mai nu m-am dus. Eu recomand că voi să vă gândiți o leacă la clienții voștri. Adică există așa element în care tu spui, da, dar eu nu mă sunt ok. Adică eu nu pot să fiu ca tine sau să fiu în formatul ăsta. Și atunci tu trebuie să se adaptezi. Probabil concurența tăi este acolo. Probabil clienții tăi sunt acolo. Și atunci ori tu trebuie să treci de bariera asta, ori trebuie să ai alternative, pentru că sunt mulți care zic, domnul Dumitru, nou Facebook-ul ăsta nu prea ne trebuie. Hai să fim serioși, noi dăm 200 și am rezolvat. Super, dar eu n-am cuvânt să-i sun. Eu maxim sun lui Maria, lui Mișa, dar ei nu pot rezolva nică și eu gata. Ei, nu nică, că ei se uită așa rău mai la mine, nu nică. Ei rezolvă tot, dar v mere regiona. Dar dacă vrei internațional, ei văbșe nu rezolvă. Și atunci, eu bizez pe social media, eu fac postări, eu fac publicitate, eu fac activități care să asigure vizibilitate și să activez acest instrument pentru mine. Deci eu vă rog să adaptați toate cunoștințele, nu le luați motamo pentru că de asta piliule volșebne fericire nu există. Există muncă, abătesturi și există creștere. De ce? Când spunem de timp, oameni, bani, eu, din păcate, poate asta nu-ți vă placă și am uși statistica schișe, dar nu vreau să vă inspir că totul în viață se va întâmpla. Ты деньги, деньги любят тебя. Ты всегда заслуживал деньги. Ты можешь сделать деньги. Și tu stai și zici, dar nu te scoli. Trebuie să te scoli și să dai din buși. Așa, am instalat TikTok și Instagram de 2 săptămâni, am pus filtrele și așa și am început, a urmat Amazon, Cușnir, Andreuță, Țapordei, Bordea. E cineva aici pe Ceselișni, dar nu nic. Respectiv, oricum, primul pas, apropo, foarte important, este începi să urmărești. Foarte bună acțiune. Pentru că urmărind, mai ales cei care suntem să facă live-uri, care suntem să facă posteri, care suntem să facă stories-uri, urmăriți cum alții fac și voi puteți vă inspirați și vorbește, cum vorbește, când zice și zice. Deci nu trebuie de inventat roata. Superb. Susțin și lucrați. Produse farmaceutice. Noi avem 2 proiecte în consultanță. Unul farmaceutic dentar. Așa le-am luat, farmaceutic. Tot ceva cu sănătatea. Dentpark România. Și avem Repromed Moldova. Intrați pe Repromed Moldova pe TikTok și o să vedeți câte sute de mii de vizualizări în TikTok are medicina. Deci e farmaceutic, îți povestesc ce înseamnă paracetamol și cum și acolo trebuie ca și chexul normal.
pastile ceva. Apoi ca povestiți în sensul ăsta și a să crească până în casă. Așa, dar publicitatea plătită pe Facebook și Instagram ajută să creștem pagina? Ajută. Eu cred că creșterea paginii este un rezultat, nu un scop. Dacă ne referim la creșterea paginii, mărire de followeri, eu nu sunt adeptul acestei strategii, pentru că followerii nu vă ajută cu nică, ei nu poate cumpăra la voi în fiecare zi, ei nu sunt activi întotdeauna, algoritmii nu o să le arăt întotdeauna posteri. De ce? Followeri, dacă sunt, bine, mersi, dacă nu, eu întotdeauna lucrez cu o audiență nouă. Mie îmi place când eu văd în comentarii că există 1-1-1-1. Sunt puțini oameni care poate să le fie interesant social media chiar așa de des, o dată în lună. Și atunci îi satură, îi spun, vrem altceva, vrem o leacă detox, o leacă altceva. Și dacă eu m-aș miza pe 1000-5000 de follower, atunci eu aș muri. Deci întotdeauna căutați audiență nouă. Nu vă blocați în follower și nu vă uitați peste gard clășeala mai mult, că el vânzări oricum nu poate să aibă. Domeniul imobiliar financiar cu conținut instructiv, educațional, plus marketing, pe ce platformă îl promovăm, pe ce profil Facebook? Imobiliar, 100% TikTok, 100% Facebook publicitate și postări cu videouri. Și de ce nu Instagram-ul ca catalog de produse în care, dacă este imobiliar, atunci toate obiectele să fie într-un singur loc. Tare interesantă ipoteză, am făcut-o, am promovat vreo 4-5 companii imobiliare din Moldova și una din România. Experiență tare interesantă, de ce ea lucrează. E foarte popular pe Instagram skincare și sport, anume etapele. Cred că da. Pentru domeniul electricitate, magazin de materiale, construcție, să mă face mai vizibil sau poate crește considerabil vânzările 100%. Maria, pentru electricitate, noi avem în consultanță, am finisat program de consultanță AxaTerm și AxaTerm a crescut foarte mult în social media când a început să facă publicitate și când a început să facă videouri în Instagram și în TikTok. Respectiv recomand să intrați, vă uitați cum arată că podelele calde, cum, dar în general YouTube-ul aici, contentul educațional foarte fain. Deci eu recomand voi să faceți prezența în social media. Detalii acum și o să mai vedem, mai citesc două mesaje și pe aici mai departe. Am deschis pagina sale. La câte postări, azi să vedem și răspunsul, clinică stomatologică, Diana, vă spuneam, avem prezență la câteva clinici, mă ating că am promovat în Moldova vreo 5 din 3, precis top 3 clinici care le știți voi, noi am fost în participare de promovare, acum suntem în consultanță Mentor My Business într-o clinică stomatologică din România, lucrează social media, e specific publicitatea, dar dependență în ce fel de regiune și cu ce fel de ofertă, ce fel de segment sunteți, premium, low, high, sunt multe chestii, dar cât trebuie, 100%. 100%. Respectiv, spuneam că fiecare platformă are un scop. Adnaclasnic este așa mai puțin pe engagement, mai puțin pe like-uri, share-uri, comentarii, mai mult pe partea de vizibilitate și regiunile specifice naționale. E o aplicație națională. Fix așa este și Vkontakt, este despre mai mult Rusia și mai mult diaspora, tineretul. Apropo, Vkontakt încă este unul dintre cele mai populare resurse de muzică și pornografie. Așa că dacă nu aveți ce face, intrați. YouTube, platformă extraordinară. YouTube este platforma care permite oamenilor să stea mai mult de 5-10 minute. Dacă în Facebook sau Instagram sau TikTok, tu stai 1, 2, 3 minute și te plictisești la video. În YouTube tu intri și poți te uiți la interviu 2 ore, poți te uiți la o recetă 30 de minute. Adică YouTube este o platformă care poate să permită să comunicați cu audiența altfel. Sau el este playlist în care voi încărcați videourile voastre, luați link-uri și le puneți la website să nu se încarce serverul. Pentru site de știri, cum ar fi ok? Gabriela, site-ul de știri, din păcate, site-ul de știri o leacă e o altă istorie. Noi am fost în consultanță anul trecut la 20 de companii de știri, începând la ProTV, Ziarul de Gardă, Newsmaker, ESP, Belts,
diferite regiuni a Moldovei și ce am observat eu vis-a-vis de știrile este că majoritatea, în general, companiilor de știri, Agora, Yamede, la fel era un listă, mizează pe elementul de social media. Deci că trebuie să fiți prezenți, trebuie. Cum trebuie să fiți prezenți? Foarte mult contează ce fel de știri voi sunteți, dar deseori mie îmi place cum acum lucrează ea.media. Intrați în TikTok, în Instagram-ul lor. Foarte bine, dacă îi cunoașteți, transmiteți-le salutări, un proiect de suflet pentru mine, dar foarte bine fac acum stories-urile, eu pot să fac, să văd ce s-a întâmplat top 10 știri din stilistica IAMD, de aceea TikTok-ul poate fi short story, Facebook-ul este, sunt articole standarde, acolo voi trebuie să publicați, nu o postare pe zi, cum o să vedem acuș la care, dar la voi un pic scenariu altfel. Pe ce rețele fructe uscate? Instagram! Instagram în care voi faceți catalog de produse, TikTok în care voi puteți face, deși se poate făcut cu fructe uscate. În general, uitați-vă, dacă voi aveți produse, voi trebuie să vă gândiți foarte mult la elementul, nu arată în produsul, dar și se poate făcut cu cana asta. Și în TikTok, dacă tu o să faci un video, oamenii o să uite că îi beau din paharul tău. Adică și dacă tu vrei pahar de sticle, pojau să vin la noi. Adică nu ne arată produsul, dar arată funcționalitatea produsului. TikTok este despre dinamică, este despre acțiune. Instagram-ul poate să fie mai pasiv. Facebook-ul, m-am spus, oficial. Jucării handmade fix așa ca la, ca la perjă, fix așa. Există elementul e ca jucările handmade, am avut noi în consultanță, în general produse handmade, care făceau diferite chestii din lemn, Dan Goods. Dan Goods, bun băiat și tare dornic de lucru. El lucrează mai mult în B2B, dar a lansat și anumite poziții în B2C și social media taman era una dintre canalele în care trebuia de ieșit la acest B2C business to clients. Pentru că B2B-ul, business to business, poți să înțelegi la telefon sau în saună. Dar B2C-ul e că aici trebuie publicitate, trebuie stories-uri, trebuie să mă inspiri despre tine. Arhitectură design, foarte frumos Instagram-ul o să fie arhitectură design, foarte frumos Instagram-ul. Facebook-ul, mare parte, pentru 90% probabil din voi, din toți care scrieți întrebarea, el va fi element de pagină oficială care trebuie să fie rachetă. Ea, publicitatea atât e a Facebook-ului, chiar și în Instagram e a Facebook-ului. Deci a Facebook-ul noi să-l punem în capul mes întotdeauna. Recomand, nu din cauza că nu asta îmi place, dar Facebook-ul va fi un fel de head office și de-am filiale, fiecare filiale le puneți din dependență și regiune. La voi este, așa merge. Restaurantul asta este precis pagina oficială Facebook în care voi aveți articole, în care la voi este book, programarea sau telefonul de bronare, iar Instagram-ul este despre mâncare, despre imagini, despre stories-uri, cum bucătarul întoarce steak sau nu știu ce faci voi acolo. Agențiile de turism, unde mai bine? Din păcate, peste tot. Agențiile de turism au o concurență foarte mare. Noi în ultimii 2 ani de zile am consultat în programe directe și indirecte 3 minim agenții top din Chișinău, respectiv lupta e crâncenă. Acolo nu vă răspund într-un cuvânt. Care sau ce instrumente e nevoie din punct de vedere practic? Ce instrumente e nevoie pentru a promova careva produse sau branduri pe Instagram? Sorry dacă nu îmi place explicită, de ajuns doar un telefon bun. Mulțumesc. Cu plăcere. Dar n-am înțeles. Care instrument e nevoie din punct de vedere practic? În general, permiteți-mi să fac următorii 3 pași și la urmă promit să avem sesiunea Q&A și o soluție foarte faină pentru toți cei care o să fie la urmă cu noi, ca să nu mă repet inclusiv în formatul ăsta. Deci voi, la punctul 2, voi ați stabilit scopul. Ați stabilit scopul pe aceste rețele sociale, v-ați uitat la statistică și ați înțeles, tac, eu reieșind din toată structura despre care Dumitru ne-a spus, dar el ne-a spus așa,
Pasul 1, am decis persoană sau business. Pasul 2, m-am raportat la, în contextul persoane business, să fac eu, să-ți fac cineva, cât timp am la dispoziție, în cât timp trebuie să realizez asta, și bani am la dispoziție pentru foză, video, am și bani sau n-am, dacă angajez, am salarii, dacă salarii, cât costă salarii, mă informez, înțeleg și cu mine. În pasul 2, eu mă duc și mă uit o leacă, dar și este și în piață, și canale de comunicare sunt. Este Facebook, este Instagram, este TikTok, este LinkedIn, este WhatsApp, este YouTube, este Clubhouse, este Moms, atât, sunt multe. Fiecare din ele are un scop. Acest scop, dacă tu a să duci în TikTok și a să faci fix ca stories-urile, n-a să lucreze. N-a să lucreze. Dacă tu prost a să faci share din Instagram, în Facebook, cumva va lucra, dar nu foarte bine. Dacă faci din Facebook în YouTube, mort, nu lucrează. De ce? Pentru că fiecare platformă are un scop, are o caracteristică. Tu ești mai înșet, eu sunt mai repezit. Noi suntem diferiți, dar suntem oameni. Facem parte dintr-un ecosistem. Respectiv, acest scop, după ce noi ne-am luat seama, unica concluzie care noi putem să o tragem, că asta, în Moldova există o serie de rețele sociale relevante care pot aduce afacerii voastre în ras rezultat, 2, vouă de lucru, 3, o vizibilitate a produsului, serviciului, informației care voi ați pregătit-o pentru clienții voștri. Pasul 3, content marketing-ul. Content marketing-ul, asta este despre pagina de business și comunicare interiorul paginii de business. Adică voi aveți pagina de business și voi acolo trebuie și vă postați. Voi ați înțeles în care pagina, ați înțeles pentru cine, ați înțeles care e audiența voastră, ați înțeles din ce format, doar că întrebarea este, dar și noi acolo să comunicăm. Respectiv, comunicăm tridimensional. Puteți face și screen-uri, puteți să notați, pentru că așa ceva voi, da, să mai auziți nicăieri. Ultima oară am zis, și cine știe când data viitoare să mai spun. Promovarea tridimensională. Simplă, dar foarte eficientă. Dimensiunea live, dimensiunea stories și dimensiunea feed. Spre exemplu, practic, orice rețea socială are aceste trei dimensiuni. Dacă voi veți comunica doar pe o dimensiune, nu că n-ați și rezultat. N-ați și rezultat. Dar el n-ați fi atât de eficient cum voi ați vrea. Dar dacă voi o să începeți să comunicați tridimensional, voi veți atinge clientul vostru prin mai multe perspective. Și dacă încă voi să comunicați multi-channel, e ca încă un blestem de la Harry Potter, asta înseamnă că noi nu numai în Facebook vorbim în trei dimensiuni live stories feed. Dacă noi vorbim în Facebook live stories feed, că noi vorbim în Instagram live stories feed, că noi vorbim în TikTok live stories, adică noi în unele avem două dimensiuni, în unele avem trei dimensiuni. În mare parte toate aceste trei dimensiuni sunt foarte simple. Eu practic acest tip de instrument, el este foarte bun pentru că el nu este pretențios. Avem experiență când noi suntem invitați în live, avem experiență când noi organizăm pentru cineva live-uri și avem experiență când noi participăm și facem noi live-urile noastre. Cineva a întrebat de farmaceutice. Noi am organizat live-uri și pentru medicină, un screen-ul din jos, colțul stâng, acolo domnul doctor, doamna doctor, povestește ce este somnul. În screen-ul din dreapta, pentru clientul nostru în mentorat, artistul nostru drag Ion Palade, era lansarea de Crăciun și noi am făcut live această lansare de Crăciun a unui colind cu Paula Selling. Am conectat-o pe Paula Selling în Facebook din România. Sus sunt în serțele mele ori cu Olga când noi savurăm discuția despre social media, ori cu Nata sau unele pe care eu singur. Adică eu practic acest instrument live, el e foarte bun, eu îl recomand și cel mai important sfat în contextul live-ului. Când voi veți lansa primul live, nu uitați, eu zic asta mereu și nu ni rușine să mă repet. Nu uitați, dacă voi prima oară veți face live, nimeni n-a să uit la voi. Și asta este excepțional de bine. Asta este tare chine. Nimeni n-ați vadă pozorul ăsta.
Asta e foarte bine pentru că voi încă nu sunteți publicul. Și aici nu trebuie să... important să nu salvați. Știți că strănepoții să nu vadă pe urmă în timelines de all video și în descrescătoare. Când tu începi să faci live, probabil tu nu știi ce să zici, tu nu știi cum să te uiți în cameră și întotdeauna te uiți așa și tot live-ul e mers încurcișat și te uitai așa nu știu unde, într-un colț. Adică e o chestie de deprindere. Pe măsură ce la tine o să se adauge lumea în live și tu vezi că crește, asta înseamnă că tu mergi pe calea cea dreaptă. De ce orice categorie de live, Facebook sau Instagram sau care nu vei face-o, fă-o pur și simplu vreo... fă 10 live-uri. E că puneți în plan 10 live-uri în fiecare... am ușa să vedem când. Și o să vezi după asta dacă e pentru tine asta sau nu. A doua dimensiune care vreau să o discutăm este dimensiunea stories. Stories-urile, dacă vreți, ele pot fi o preludie. E ca stories-ul poate fi o chestie de, în care voi aveți posibilitatea să începeți întâi cu camera în par celălalt. Știți stories-urile astea? Când mergi și nu te filmezi pe tine, dar începi să vorghești, da? Începi să apară o voce sexuală pe background-ul la deal. Deodată întâi bumerang. Haideți să începem la bumerang. Asta e simplu. Asta e, nu doare, l-ați postat. După care începeți să faceți poze, după care începeți să faceți video, pe urmă întoarceți camera, e clar că voi spuneți, ei, dar eu acolo n-arăt așa, uite ce nas, uite ce ochi, uite ce urechi. Eu am numai un comentariu la tăta asta. Noi doar te vedem în fiecare zi. Adică, dacă noi te răbdăm, azi te răbdă și alții. Așa că nu vă mirați de acest element. Te-ați trecut prin zona asta. Eu nu știu vreun om. Din fericire, am avut ocazia să absolvesc Academia de Arte, Teatru și Arte Plastice. Stai o leacă. AMTAP. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. De profesie, eu sunt director de Casă de Cultură. Deci dacă mă audit director de Casă de Cultură din Sărata Galbenă, el ar trebui să facă griji. Respectiv, în contextul dat, nouă ne spunea o chestie. Atunci când tu pe scenă, pentru că noi am studiat și arta dramatică, pe scenă nu vei avea emoții, tu o să mori ca artist. De ce? Când oamenii zic că, ei, dar păi stădeam de 50 de ani artist, el pe hodul n-are emoții. Nu, întotdeauna ai emoții. Eu și acum am emoții. Chiar dacă poate cuiva să-i pară că mie mi-e tare confortabil. Nu, eu am transpirat așa de tare. Știți când e ca pe acolo se duce așa și nimerește în... și se duce în jos. Apoi că e o chestie care e normală. E normală să fiți normal. Nu trebuie să fiți ca cineva. Nu încercați să fiți ca Talmazan, ca Cole, ca Mișa, ca Galben, ca Bursur. Nu încercați. Fiți voi înșivă. Și voi să aveți ai voștri 300 de oameni. Uitați-vă, 366 de oameni. Astăzi nu sunt 3.000, noi am vrut 3.000. Dar astăzi 366 de suflete care o lăsat tăi deoparte și să uite cum amuia unul acolo face din mâini. Adică cum pot eu zic că e taxi pe vicerinca asta, 300 de oameni, dar vreau 3.000. Adică, nu, începeți cu doi oameni. E că eu să mă uit și tu spui, ei, eu venit numai Talmazan să mă uit, nici nu lucrez. Adică, smâsle, eu am văzut tema, am venit la live, de ce tu nu vrei să... Atrabote всегда, как для 100 человек, как для 1000, как для миллиона. Și asta este un principiu care în sânge la mine deja. De aceea, stories-urile, începeți. Pentru că ele o să fie foarte eficiente. Și, desigur, cel mai simplu, asta este feed-ul. Asta este comunicarea practic oficială în diferite platforme. Ea are diferit format, dar puteți o luați în considerație pentru că ea își are locul. Un sfat necerut, dar care vreau să luați în vedere. Din experiență, v-ar fi interesant lăcrimioara. Lăcrimioara zice că nu înțelege rusa. Mă scuz, te rog, lăcrimioara la mine, pur și simplu, tocmai iese prin suflet câteodată câte o frază, de ce să mă ierți. Dar nu era nicât de rău, nu despre tine. Respectiv, spuneți-mi dacă pentru voi ar fi relevant să vă exprim o medie, cam cum văd eu, câte postări trebuie de postat și în care din rețele sociale. Ar fi pentru voi interesant. Spuneți, vă rog, mult. Eu oricum a spun, dar spuneți și voi. Lăcrimeara, nu, eu cel mai important repet de două ori. Așa că, așa, de ce la o pagină?
Așa, da, e relevant. Am scăpat mesajul de ce la o pagină. O să încercăm să le revedem. Dacă nu răspund, la final cu drag răspund. Da, 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 așa. De ce e la o pagină de 150.000 story-uri să le văd sau se uită doar maxim 7.000 de persoane? Ai, Lilia, eu am 31.000 și am fost vesel și zglobiu și am participat la concursuri și amuia când am 1.000, mă bucur. Înainte erau 3.000, 5.000, chiar dacă erau 15.000 de followeri. Dar acum sunt într-un algoritm în care mă văd 1.000 de oameni lunar. Dacă vorbesc pe social media, asta sunt 600 de oameni. Dacă fac un duș cu un tors gol, 1.263, sunt încă... Adică foarte mult depinde de content, dar în mare parte asta spune că audiența e moartă. Audiența e moartă și ea nu... nu-i place ce voi postați. Eu înțeleg că trebuie altceva. Ce trebuie să vorbești în live dacă ești freelancer? Corina, în live trebuie să vorbești și ești pșec. E că și ești pșec, trebuie și să vorbești. Și începi să faci ceea ce a făcut o colegă de noastră aici, început să urmărească oameni. Începi să urmărești. Desigur că poți să vii la mentorat și noi în 6 luni de zile facem rachetă, dar asta nu poate și permite toți, deci aici e specific contextul. Acum am promis să vă dau o viziune de-a mea. Uitați-vă, eu văd lucrurile în felul următor. Dacă noi am înțeles că există personal, există business, există pagina de Facebook business în care spate de comunicat în diferite rețele sociale. Acolo spate de comunicat, dar ca să comunicăm trebuie să înțelegem statistica, să înțelegem scopul, să înțelegem că fiecare platformă are o fișcă ei. Respectiv, noi trebuie să ne întrebăm, dar cât spate de postat și cât? Unde? În Facebook, eu recomand următorul scenariu, dar iarăși, nu luați ca tantră-mantră, luați ca un vector. Este o medie de miile de companii care noi le-am analizat, instruit, am văzut acest scenariu. Facebook-ul se comunică în felul următor. El e la noi pagina oficială, țineți minte, 5-12 postări pe lună. Stories-urile, de regulă, le dublăm din Instagram, nu facem stories-uri aparte. Live-uri, 1-2 pe lună. Există și excepții, cum ar fi feed-ul la presă, poate și 50 postări pe zi, dar la Mihail Petrovici poate și 4 pe lună. Și bine mersi. Dar o medie este 5, 8, 12 postări pe lună. Instagram-ul, feed-ul rămâne aceeași regulă. Stories-uri, 3, 10 stories-uri pe zi. Și ele se unesc cu pagina de business și se dublează în Facebook. Și în Facebook nu facem stories-uri. E că aici dublarea, eu sunt de acord. Dar postările din feed, Instagram, și din feed, din lentă, Facebook, de regulă, dacă voi sunteți în comunicare haotică pagină de business, las și eșeleași. No stress, prima, dacă încă nu înțelegeți, mai ales ce spune omuia, în general, no stress, postați eșeleași. Dar dacă voi spuneți, tac, dar eu vreau performanță, eu vreau ceva mai adânc, dați-mi, vă rog frumos, mai multe informații. Atunci, el trebuie să fie conform scopului, diferite. Și life-urile, 1-2 pe lună. Life-uri 1-2 pe lună, de ce neapărat promovarea tridimensională aici este o variantă tare bună. Feed-ul, 1-3 video-uri pe zi. Vedeți cât mai departe, cât mai trist? Vă imaginați că să fii pe toate rețelele socializare? Asta este o responsabilitate foarte mare. Dacă mai vreți să fii corect, tu trebuie să postezi pe istitate în fiecare zi ceva. Și în ceva interesant și încă să trebuie promovat, îți resurse foarte mari. De ce? Eu întrebam, timp, oameni, bani. Ori tăiem din rețele și numai în Facebook, dar despre asta în continuare. 1-3 videouri pe zi, măcar 60 de zile, ca TikTok-ul să înțeleagă algoritmii voștri. Respectiv, în contextul dat, stories-urile deja la alegere, live-uri standard. Eu live-uri recomand în rețea 1-2 pe lună, e destul. Unii fac în fiecare săptămână, dar asta la fundament, la tot conținutul, eu mereu zic următoarea frază. Ai ce spune, spune, n-ai ce spune, taci. Respectiv, dacă ai ce spune, dă-i gazul măcar pe fiecare 10 minute. E că Mișa face câte vreo 5 live-uri pe săptămână. Dar eu sunt blocat la dânsul, așa că eu nu văd live-urile. Adnaclasnici, dublăm din Facebook. E că aici vreau să specific că elementul important este că voi puteți face postări în adnaclasnici, dacă pentru voi strategic e acolo rețea socială. Dar dacă voi faceți mass market-ul,
De regulă postați în clasnic din Facebook, dublați postările. Noi avem timp să facem videouri pentru TikTok. Cum facem? Ema! Înseamnă că nu aveți nevoie de bani. E că imaginează-ți că un TikTok, 2-3 detalii pe zi, îți aduc ceva bani. Tu zici, n-am când să fac bani. E problema ta, angajează oameni, timp, oameni, bani. Adică când tu înțelegi că acțiunile tale sunt despre acțiune care aduce bani, atunci tu nu spui, ei, n-am eu când să fac webinar la ora 8, pentru că la ora 8 la mine este cina cu familia. Nu, eu spun, săream, bratan, și mă duc la lucru, pentru că trebuie să mă șim. De aceea, voi înseamnă că ori focusul nu e ok, ori această rețea socială voi nu vreți să o capitalizați, ori a să vă coste mai mult experiența asta peste un an, doi. De aceea, eu vă sfătuiesc să faceți măcar unul pe zi. Eu nu cred că nu puteți să-l faceți. Noi am văzut istoria asta. Noi am auzit-o. Tăti, nu urle este, nu avem când, nu putem, dar am avut și experiență frumoasă. Când aceeași experiență cu Eloien, când spune că la mine vânzări vin, aceeași experiență cu Promcapsula, când vânzări vin din TikTok și noi avem vizualizări fără să plătești un cent, pur și simplu faci video, găsești un freelancer, un studențaș care știe să monteze în InShot, îi dai 1000 de lei și el îți face videouri pe toată luna de zile, important de material. Anaclasnicii dublăm, stories-uri dacă vrem facem, live-uri la dorință. Anaclasnicii eu nu o văd atât de strategic, dar dar se poate de făcut. Din videouri pe TikTok faci bani, Laura, fac oamenii, eu nu cred în trebuie să te dedici, nu că nu faci, faci, trebuie să te dedici aceste industrii. Trebuie să faci live-uri, trebuie să strângi audiență, trebuie să fii interesant, să faci show, să faci, să te dai cu ouă peste cap, să-ți dai oamenii susținere, să-ți dai steluță, să-ți dai fluturaș, dacă ți-a mai merge și vreun tigru, și atunci acești bani tu poți pe urmă să-i schimbi în toată zona asta. Dar dacă ai și arăta, arată, dar mai bine arată în privat, la poate cineva e gata să plătească mai mult. De ce eu nu sunt adeptul acestei strategii, dar ea există. Dar dacă ai destule produse noi ca să poți posta mai des, da, dacă nu ai prostule... Mihai, nu e o problemă, eu n-am produse noi, eu am 3 cursuri. Și atunci ce înseamnă că eu nu am și posta? Perspectiva e diferită, fă-le în format diferit, unul foto, unul video, de același produs în diferite perspective, același produs în diferite formate, sunt abordări diferite. Vcontacte, rețea socială care, pe de-o parte, puteți dublați din Facebook, cei care vor să fie acolo prezenți, dar n-au când, stories-urile, la fel ca anaclasnicii. YouTube-ul poate fi ca playlist sau vlog, 1-3 video pe lună. Eu am testat și vlogging, ultimii, cred că 5 ani de zile, am avut două proiecte, Digital Uncensored, un proiect făcut vreo 5 ani în urmă cu partenera mea, Alina Florea, și acum podcastul Talmazan Talk. Asta este vlogging, când tu investești bani și prestezi servicii, că acolo cineva era cu imobiliare, cineva cu farmaceutic, voi puteți să faceți videouri săptămânale, o totalizare despre organizat, un fel de emisiuni care să le pușuiți pe YouTube, sau postați tot ce aveți videouri. Important la video, puneți titlul la playlist și la video indexabil. Neapărat să fie numele brandului în titlu și neapărat să fie descriptor așa cum cată oamenii, măcar aproape. Pentru că oamenii când ați căutat în Google, o să le dea și rezultatele videoului vostru. De ce pe feed atât de rar se postează? Olga, pentru că eficiența este foarte mică. Resurse sunt foarte multe cheltuite pentru a crea o postare. Respectiv, eu nu sunt adeptul, sunt care zic dimineața, neza și seara, eu nu o să vă sfătuiesc asta niciodată, pentru că oricum postările se trebuiască de promovat. De ce n-are niciun sens să ai 60 de posteri pe care le văd 30 de oameni, pricum tot așa ieși? Și sens din asta e puțin. Ce părere aveți despre pagina web? Cum te poate ajuta să te promovezi? Se merită de investit în web pagina? Ana, cu siguranță web este deja convertor. Adică tu din social media generezi sau un inbox să-ți scrii sau în site să ducă să le iese formularul. Deci el este element de adițional de conversie. El e bun, el e tare bun, recomand. Cărți pentru copii cu realitatea argumentată Instagram sau TikTok?
Olga, n-am înțeles întrebarea, reformulează, te rog. Respectiv, Twitter iarăși este la discreție, Twitter e tare specific, LinkedIn-ul e mai mult pe HR și B2B-ul care lucrează. Pot să vă las să faceți screen cam în medie cum lucrează acum piața brandurilor medii active. Asta nu sunt branduri pasive, cine lucrează în așa format, sunt branduri active. Punctul 4, pasul 4, care vreau să vă, să vă spun, asta e promovarea. De ce spuneam că nu există nici necesitate de multe postere? Este că algoritmii, ai tu 150.000 de followers și te văd 7.000 de oameni, ai tu 10.000 de like-uri pe Facebook și te văd 2.000 de oameni. Problema impactului organic, iar impactul organic este ceea ce apare ca cifră când tu pur și simplu postezi la tine în lentă, la tine în feed, o postare. Și acolo îți arată like, share, comment. Dacă ești proprietarul acestei pagini sau administrator, tu încă vezi cifra, impact, reach. Asta înseamnă că pe noi ne văd așa de puțini oameni. Și sunt tot aceiași oameni. De aceea, dacă vă vreți să faceți rezultate, pasul 4 la care trebuie să tinți și să trageți atenția, asta este promovarea. Promovarea poate fi de două tipuri. Prima modalitate este campanie de boost post, recomand la toți. A doua, campanie complexe, recomand la cei care au mai mult de 100 de euro. Campaniile boost post este promovarea postării existente. Voi ați făcut o postare la voi în pagină, voi vă duceți la butonul albastru, clicați pe butonul albastru, la voi îți deschid 3-4 pași și voi puteți să faceți o promovare, scopul căreia va fi ca o leacă mai multă lume să o vadă. Un buget de $5 pe 1-2 zile, $10 pe 2-3 zile, nu mai mult de $20, de-am puneți dacă mai mult $20, de-am trebuie făcut mai bine campanii targetate. Dar boost post este o posibilitate ușoară de a face o campanie, să faci cu 200 de euro, nu e interzis. Eu, după logica din experiență, când nouă ne trebuie campanii de boost post, asta înseamnă că noi dedicăm vreo $50 pe lună la vreo 5-10 postări. Și noi asigurăm cu acești $50 că și noi am investit timp, oameni, bani pentru crearea acestor 10 postări, eu vă fi un fel de puș în care o leacă mai sus o să ridice impactul. Adică nu-ți vadă numai și 10.000 care au dat like la pagina noastră, care nu poți cumpere de la noi scutici în fiecare săptămână, în fiecare zi. Dar să ne vadă altă lume pe care noi o să o targetăm. O ne ducem în contul de publicitate și o să spunem să vadă Chișinău, Soroca, România, București, femei, bărbați, vârstă, interese publică. Și el postarea asta sub publice. Campaniile complexe, acest al doilea stil de promovare, asta este atunci când tu faci anunțuri publicitare care apar în Facebook, dar ele nu apar la voi în lentă. Mulți se întreabă, Dumitru, dar ați lansat o campanie, dar eu postările nu le văd. Nici n-ați le vedeți, ele apar în Facebook, ele nu apar în pagina voastră, dar ele apar din numele paginii voastre. Și ele sunt mai ușoare de setat, pentru că ele au instrumente mai multe, mai comode, dar indiferent, faci tu boost post, ori faci tu campanie complexă, tu trebuie să știi cu cine tu comunici. De la primul moment, din acești pași pe care eu îi pușuiesc și îi trimit vouă ca informație, este elementul că tu ai pagină. În această pagină, tu întâi trebuie să te întrebi, dar în care pagină? În Facebook sau în Instagram? Și dacă în Facebook, el la noi și magazin, el la noi e vitrină, el la noi e client service în care oamenii scriu suport, el la noi e pagină pe care noi facem doar promovările și atunci conținutul nu e atât de important, sau el la noi e vlog în care oamenii se informează, sau Instagram-ul, sau TikTok-ul, sau LinkedIn-ul, sau Twitter-ul, sau YouTube-ul, sau Anaclastic, sau Vkontakte, sau Clubhouse. Adică noi ne întrebăm, ok, am făcut ordine, mai departe, dar ce să comunicăm acolo? Și atunci noi spunem, tac, ia să ne uităm la statistică, ia să ne uităm la scop, ia să ne uităm la resursele care noi le avem și ne întrebăm, ok, facem anumite postări. Am făcut aceste postări, dar cine să le vadă? Aici sunt și oameni care din uvajeni au dat like la, mă scuzați, la pagina noastră și întâmplător pentru că au participat la concurs și au vrut să câștigi mașină în Talmazan. Respectiv, în sensul ăsta, noi nu avem o audiență vie, se mai spune că toți morți. Duhuri. Iar duhurile știți că ei, da, ei fac dvijenii, dar ei nu pot să influențeze. Când îi fac șnuț. Ați văzut filmele astea, nu?
Respectiv, dacă noi avem o audiență moarte, ori cam pișa, noi avem nevoie de ceva proaspăt, ceva care e capacitate de plată. Și atunci voi faceți postări, de dragul postărilor? Nu. Și atunci intervine buspostul, care va promova. Sau intervin campaniile. Campaniile, ele sunt mai complexe, că acolo spate de făcut diferite instrumente, spate de făcut dubluri, spate de făcut mai complicat și de atât trebuie și buget mai mult. Deci eu, ca așa, în prima fază, pe urmă când voi sunteți deja experți, și în Instagram scrie expert Instagram și Facebook. Voi deja singur știți. Dar până ajungeți voi la nivelul că scrieți Instagram, sunteți expert, delimităm în două vectore. Buspostul, asta este postarea existentă, $5, 2-3 zile. Campania asta, când ai mai mult de $100 și vrei o ofertă, o campanie, să o iei și să o arăți la mai multă lume făcând AB testing-uri. Spate aceeași postare cu 3 texte, spate același text cu 3 postări. Adică acolo sunt variații, acolo deja intră publicitatea în dans. Eu sper mult că e relevant. Mai arată odată buspostul, arăt. Iată buspostul, la voi postare așa arată. Și voi, în partea dreaptă, vă vedeți postarea, au văzut 2500 de oameni. Din răsăgăinilor, atâta eveniment și numai 2000 de oameni. Trebuie măcar 50.000. De aceea clichezi pe buspost și faci o campanie publicitară și pe un buspost îți arată anumită statistică. Așa, pixelul la landing page, spate de făcut sau nu? Trebuie, Doamne ferește, să aveți landing fără pixel. Ferească-te, Sfântul! Ce părere aveți referitor la giveaways? Anastasia, nici o părere. Tare bune concursuri, tare interesante, nu pentru mine la etapa actuală, poate într-o zi, tare trebuie să analizați ce giveaways, cu cine îl faceți, pentru ce îl faceți, de ce îl faceți, tare mult analizați, să nu credeți că se puteai ca prosta de dat 500 de euro să participi, să vii să aboneze. Noi am testat acest instrument de dată și ne-am ușit contul. Noi am testat, eu am participat, a fost sponsor și istoria e tristă, eu am un impact că să râd oamenii în sat de mine. Ce părere aveți referitor așa, așa, pe ce rețea găsim cele mai multe companii? Ruslan, reformulează întrebarea, pentru ce ți-ai trebuit companii și de ce? Care este momentul oportun a posta în zi? Rodica, cum spuneam, postăm una, două, trei, dependență unde, pe săptămână, pe zi, dependență ce, iar de fapt, luând în vedere tristețe algoritmului în care postul îți postești și dimineața, postul postești și noaptea, aproape nu o să conteze. Un ingredient pot să-l propun ca reper. Pentru cine tu postezi? Spre exemplu, dacă audiența ta în mare parte sunt mămici cu copii, înseamnă că probabil, dar nu numai mămici cu copii, tăți, că măi, uitați-vă, cât e oara? Oara, de-mă cât e? Sara, când ne ducem acasă, noi ce să facem? Azi ne culcăm? Pentru că ce? Pentru că am obosit. Și ce vom face noi? Vom deschide telefoanele. Ca ce? Ca să ne odihnim. Și în timp ce noi ne odihnim, noi facem scrolling. Dar când facem scrolling, ne merim peste publicitate. Sau mai ne uităm stories-uri. Doar stories-uri voi uitați înainte de somn. Să verificați că tăți zgii, tăți acolo care, până la ultimul care... Check-in, все, tăti, prostitucile astea, ui, tăti, le-ați văzut, tăți aiștia, tăți sunt. Adică, asta este comportamental și atunci postul îți postezi la ora cât n-ai postat, dar dacă tu nu ești interesant, nu ești interesant. Dar dacă tu ești interesant, apoi eu manual o să intru, o să te caut și dacă tu nu m-ai blocat, apoi eu să văd ce ai postat tu. Deci eu recomand să postați și dacă voi vreți să aveți un rezultat, atunci trebuie să promovați postările. Din păcate, altă variantă nu-i. Din păcate. Punctul 5. Punctul 5 este un sfat. Un sfat care vreau să îl luați în serios. Există, când eu scriu foarte important, asta înseamnă că e foarte important. Real. Noi înțelegem că există timp, oameni, bani în contextul dezvoltării noastre ca business, ca pagină. Noi înțelegem că orice activitate pe care noi vrem să o facem, noi o facem pe spirală. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu sărim calul. Amuia, v-ați dus și sunteți și în Facebook, și Instagram, și TikTok, și Messenger, și Mamsa, și campanii, și asta tot voi. Tot odată, mâini. Da, adică nu ați să muriți, pur și simplu ați să muriți, n-ați fi efect, garantez.
În business, inclusiv când dacă sunt antreprenori aici, există elementul în care tu te dezvolți, în care tu ai anumite sarcini, tu vrei anumiți bani. Și reșind din asta, tu aplici anumite instrumente care te ajută să asiguri acest flow. Și tu, ca business, dacă ai observat, tu întâi duceai în carnețel, pe urmă făceai un Excel, pe urmă întrelo, dacă nu, trebuie așa să fie. Pe urmă te duci în Data Studio, te duci în Roystat, te duci în complexitate. Fix așa și marketingul. El întâi înșec de la simpluți, niște flyere pe la intersecții, niște anunțuri în gazetă, niște glașata de astea care... Larșcani! Și după care tu spui, da, poate să facem și o pagină în Facebook. Noi avem de ăștia, în consultanță am avut un brand care rutiera, tot era în promovare. Adică nu neapărat mizau doar pe nenea asta care stă vara și zice, Larșcani, am găsit, Larșcani, am rucat, mă mai des, Larșcani. Și tu te temei, dacă nu intri, nu știi ce să facă. Deci hai mai ghi, Larșcani, chiar dacă trebuie la buicani. Respectiv, în social media fix așa, tu instrumentele le creștem. Există anunțuri, există o pagină, pe urmă mai adaugi o pagină, pe urmă încă o pagină, pe urmă multe pagini, pe urmă publicitate și tot asta aduce un rezultat. Dacă tu vrei să ai rezultat în social media, dacă tu nu ai capacitate de timp, oameni, bani în maximalizarea să faci asta cu cineva, să faci asta în consultanță, să faci asta în expertiză, eu recomand să începi de la început. Să începi de la Facebook. De ce? Pentru că Facebook-ul este un fel de cel mai important activ din social media, deoarece practic după dânsul tare mulți ordonează și el deține cea mai mare audiență și publicitatea inclusiv în Instagram este a Facebook-ului. WhatsApp-ul este a Facebook-ului. În România WhatsApp-ul e foarte popular. El este a Facebook-ului. Instagram-ul e cumpărat de Facebook. Facebook-ul e a Facebook-ului. Mai departe, acum el a dezvoltat conceptul de meta. Este meta realitate virtuală. Oculus, ochelarii, a Facebook-ului. Deci el este foarte important. Chiar dacă voi să faceți rezultate excepționale în TikTok, chiar dacă voi să trebuiască să fiți și Instagram, eu recomand să începeți de la Facebook ca să înțelegeți tot conceptul. Și dacă pentru voi este elementul important, eu vreau să vă mai dau un sfat, dar înainte de asta vreau să mă ajutați și o să rog toți cei care sunt aici, indiferent la calculator, în telefon, vă rog să-mi răspundeți printr-o cifră. Alegeți una din cifre. Din ce ai auzit tu până acum? Te rog să-mi răspunzi. Tu, ca ce te identifici? Persoana care trebuie să înțeleagă, e că tot asta și am discutat noi, social media, multe channel, publicitate, postări, analitică, că tot asta. Tu ești persoana care este angajată și trebuie să facă asta, adică ne mijlocit să-și dezvolte abilitățile. Tu ești un antreprenor care trebuie să aibă un sfat că aceste acțiuni pentru dânsul, adică el n-are bani pentru angajare sau nu vrea. Eu sunt businessman, e al meu business-ul, eu o să fac pentru mine. Sau nici una din ele, vreau mai mult știu despre asta, mă, un alt motiv care să nu faci mai lista lungă. Care sunt situațiile în care voi vă regăsiți? 3, 3, antreprenor, 3, 3, 2, 1, persoană care trebuie să înțeleagă. Pentru că să înțeleagă, să poți controleze, dar poate fi și antreprenor, 3, 4, 4, 1, 4. Vă rog foarte mult. Eu înțeleg că mă ia poate și cuiva greu. Numai excepția și care hrănesc copilul și și care fac mâncare și și care sunt la volan, poate să nu răspundă. În rest, toți care sunt conectați și au posibilitatea de scrie, vă rog să-mi dați un răspuns. 1, 1, 3. 1, 3, 1, 1. Deci persoane care trebuie să înțeleagă și antreprenori care trebuie să întreprindă acțiuni. Ok. Ok, eu am înțeles. Dacă voi sunteți în una din aceste variații, poate cineva spune, Dumitru, nici una, eu întâmplător, m-a pus femeia, ori bărbatul, îți ascultă, că la urmă să te întreb. Dacă voi sunteți una din variante, vreau să rămâneți pentru că în continuare eu, din păcate, am doar 3 scenarii pentru voi. Și oricare scenariu presupune că trebuie să faceți acțiuni.
Primul este, eu o să vă fiu recunoscător o viață că ați fost alături de mine și ați împărtășit aceste emoții. Eu n-am vorbit așa de mult și poate vorbim prea repede, de ce să mă scuzați. Dar până aici probabil putea să meargă partea de seara de azi în care voi ați ascultat, ați spus poate și v-am înțeles, poate și v-a interesant, dar bine, mersi, paca. A doilea este urgent, vă duceți mâinii. Poimâni, azi, în Google și începeți scrieți cuvinte legate de social media, să urmăriți oameni din social media, să faceți acțiuni care îți vă dezvoltă abilitatea asta, mai ales dacă voi sunteți 1-3 antreprenori sau poți să te ajut și eu în asta. Și dați-mi voie să vă șăruiesc ceva tare interesant. Vă rog, faceți-mă mășcată și pe tot ecranul. Noi am pregătit un upgrade. Eu am început 7 ani în urmă activitatea de social media. 7 ani în urmă, după un an de primele traininguri, am mers spre ipoteza că înțelegeam că eu când fac training, ar fi fain la studenți să le dau niște lecții, să vadă înainte, să ne vedem. Păi iată, noi am pregătit un nou curs. Un nou curs mega detalizat. Este un upgrade la cursul nostru Facebook Primii Pași, care noi l-am făcut 6 ani în urmă. Am mai schimbat tare mult în sensul ăsta. Acest curs l-a trecut peste 2000 de persoane. Puteți intrați în YouTube, să vedeți în Facebook feedback-uri. Aici sunt mulți dintre voi sunt printre cei care au trecut aceste cursuri. Respectiv, 10 de chat-uri care demonstrează că ceea ce zic eu este adevăr. Respectiv, ce vreau să vă propun vouă? Cei care ați rămas, aveți o oportunitate excepțională. Nici nu vă închipuiți cât de bună ofertă am pregătit pentru voi, pentru că cursul nostru, nou curs, el va fi cam așa ceva. El o să fie în formatul următor, 10 module. O să fie peste 60 de videouri înregistrate, peste 20 de screencast-uri, total peste 80 de videouri detaliate. O să fie teme pentru acasă. La finalul fiecărui modul o să fie test. O să primiți materiale, o să primiți screencast-uri, videouri. Apropo, aceste videouri sunt direct din acest curs, în care eu descoper anumite zone de comunicare. El este exclusiv pentru comunicarea în Facebook. Facebook start pas cu pas și pas cu pas noi inducem clientul de la creare pagină, grup, personală, business, comunicare, și postăm, când postăm, unde postăm, cum setăm, de ce setăm. Toate acestea ce-o părțite pe teme scurte, ce cover, ce logo, ce descriere, unde să clicați, cum să faci un live, și asta live, de ce live, unde stories, de ce stories, și asta business suit, și înseamnă fiecare funcție de business suit, ce înseamnă business manager, ce înseamnă ecosistem, sistem de comunicare, ce înseamnă creator studio, ce înseamnă setările, ce setăm, unde setăm, după autentificare, parolele. Dacă observați, sunt zeci de videouri care pot fi și sunt pentru voi disponibile, mai ales dacă voi aveți de-a face cu social media și vreți să comunicați în social media. Eu cred că voi o să aveți un orgasm informațional, pentru că un curs mai detaliat, nu știu dacă o să puteți găsiți, și nu din cauza că noi suntem tare și carne, dar nu există în piață vreo echipă care de 7 ani de zile să comunice cu peste 2000-3000 de afaceri și să vă lăs cel mai important lucru care trebuie să fie. Voi, apropo, o să vedeți undeva acuși butoanele, dar înainte să-l vedeți, eu vreau să vă spun care este oferta mea. Oferta mea pentru voi, pentru primii cei care ați auzit de acest curs, este una foarte interesantă. Și accesând-o, voi veți obține foarte multe materiale legate de social media. Veți înțelege care este ABC-ul platformei. El este mur în gură. Cel mai simplu curs și complex, de la simplu la complicat, deci este de la crearea paginii. O să puteți să administrați. Acestea sunt screen-uri direct din curs. Veți înțelege ce să postați, cum să postați, când să postați, cum să desfășoară acest curs. El se desfășoară online.
Puteți să-l faceți din orice colț al lumii, este o platformă separată care are peste 77 de lecții și peste 80 total iese cu tot cu screencast-uri. 10 module. Fiecare modul are capitole. Fiecare capitol are că 1, 2, 3 videouri. Voi, făcând acces mâine, deja puteți să începeți studiul și asta este frumos, pentru că voi, pe lângă acces, ne meriți și într-un grup în care o să fie un chat de sharing, experiență, suport. O să puteți să faceți teme pentru acasă, să faceți testing-ul. O să puteți să învățați oricând, oriunde, la orice oră, pentru că sistematizarea și automatizarea proceselor permite verificarea și acceptarea următoarelor lecții și accesul din orice colț din care va lumii voi sunteți. Intrați pe Facebook, intrați pe YouTube, cei care se gândesc, da, Dumitru, dar nu știu dacă. Acolo sunt feedback-urile participanților care au trecut, acești mii de studenți care au trecut prima versiune, care încă era. Acum s-a schimbat interfața, s-a schimbat funcțiile, au apărut noi oportunități. De ce am și mers la reînregistrarea acestui program, care mai detaliat, puțin probabil că o să găsiți undeva și la condițiile care eu le-am pregătit aici, de ce eu vreau voi să fiți aici, pentru că urmează o ipoteză tare faină. Eu tocmai e că ieși am gândit la când vreau să vorbesc despre asta. O mare parte din studenții noștri, dintre partenerii noștri și companiile care noi le-am consultat, le-am instruit, le-am oferit acces inclusiv la cursul ăsta în care ei au văzut informația și azi poate să confirme experiența și background-ul nostru în contextul de social media comunicare, fiind unul dintre formatori la acum jumate din cei care strigă că îi fac cursuri și fac instruire. Ne mândrim cu asta, înseamnă că putem să inspirăm și să dăm curaj, dar cu siguranță dacă vreți cel mai complex curs, asta o să fie doar într-o formulă foarte simplu. Curând, sau clasic, dacă o să intrați pe site-ul nostru, voi să vedeți o ofertă. 99 de euro, curs Facebook, pas cu pas, modalitatea de achitare online, modalitatea de achitare pe net, card, 10 module, 60 de videouri, 20 de screencast-uri, teme pentru casă, toate ce v-am povestit. Dar plusul este că butonul care voi îl vedeți, trecând primul pas, toți cei care se înregistrează primesc acces gratuit la primul modul. Deci primul modul din cadrul cursului primesc toți cei care sunt proactivi. Nu uitați, cursul costă 99 de euro. Asta e foarte important parametru. Dar dacă voi o să intrați pe acel link, o să vă înregistrați. Acolo el ați vorbit și plătiți. Și dacă voi plătiți în timp de 48 de ore sau acum, aveți oferta de 49 de euro în loc de 99. Eu o să încerc să nu dau mai puțin de oferta asta la alte webinare, în sens că să-l dau mai scump, ori să păstrez prețul ăsta doar la webinare, asta înseamnă odată la 2-3 luni. Standard prețul va fi de 99 de euro. Voi, dacă treceți tot, noi vă returnăm banii. Dacă voi treceți tot și spuneți, Dumitru, eu am trecut tăi 80 de videouri, le-am văzut, am făcut, eu tot asta am știut, tot asta e bullshit și nu se merită niciun cent. Puteți să spuneți așa, puteți să spuneți cu jargoane oricum maturi, eu sunt foarte calm, eu acum sunt zen, respectiv, noi spunem, domnule, doamne, poftim banii, nici un risc. Adică, practic, voi n-aveți ce pierde, de ce? Dacă voi treceți primul pas și vă înregistrați, datele voastre de contact vin la noi, noi vă dăm acces săptămâna asta la curs, voi treceți primul modul și dacă după asta vreți să achitați, o să achitați cu 99 de euro. Dar dacă voi vă înregistrați și treceți și ultimul pas în care puneți cardul și achitați 49 de euro sau timp de 48 de ore achitați participarea, oferta pentru voi este de 49 de euro și 100% noi garantăm că acolo este conținut care nu o să vă pară rău. Voi dacă vreți să fiți specialist, dacă voi vreți să începeți comunicarea, voi nici nu de un client, din jumătate din client voi scoateți investiția. Dacă cunoștințele din acele 80 de videouri care eu le-am pregătit, voi puteți să cuprindeți o nouă profesie, voi puteți să economisiți atâția bani
pentru compania voastră. Voi puteți să faceți o schimbare în businessul vostru. De la ce vârstă nu avem? Avem și copii de 12 ani, avem și mentorat oameni de 50 de ani, avem și participanți în curs de orice vârstă. Vreau să-mi spuneți, să înțeleg. Puteți să-mi arătați câți participanți sunt, că eu să fac o comunicare mai deep. Avem 280 de persoane. Vreau să întreb, din aceste 280 de persoane, cine ar vrea să beneficieze de oferta de 49 de euro? Scrieți un plus în comentariu. Cine va beneficia aia? Că ori în moachită, ori în 48 de zile, dar dacă voi nu... 48 de zile, am zis, ori. Dar dacă nu, scrieți-mi motivul. De ce? Ce nu va ajunge? E ca, spre exemplu, pentru că dacă tu ești aici, tu lucrezi cu social media, înseamnă că tu ai nevoie de aceste cunoștințe. Pentru că dacă deja le ai, atunci tu treci cursul și eu îți întorc banii. Tu nu pierzi nimic, mai vezi o perspectivă. Dacă tu ai ascultat webinarul, ai înțeles maniera mea, ai înțeles că eu am nevoie de ghidare, pas cu pas, cineva să-mi zică, să ne arăți screencast, cum să setez mesageria, că eu nu înțeleg, voi nici nu vă închipuiți câte informații nu acolo este mesageria, acolo este un CRM integrat, cu taguri, cu etape, cu pâlnii, și carne e temă. Respectiv, voi spuneți, noi avem nevoie de acest produs, dar, și e că acest dar. Scrieți-mi cine nu se decide, care e motivul? N-am bani, nu-mi place de tine, de mult deja. Care e motivul? Dar dacă voi sunteți gata, spuneți plus că eu să-mi dau seama dacă există noua generație de oameni care beneficiază de acest program, sunteți fi primii, de ce vă facem și o ofertă mai mult de 50%. Banii, Laura. Laura, cu ce te ocupi și pentru ce ții cursul de social media? Scrie-mi, te rog. Iar eu, între timp, vreau să vă repet că acest curs, el nu e un curs simplu, nu din cauza că neapărat că noi îl facem, dar el este unul foarte detaliat. Noi am lucrat cu echipa foarte mult timp. La final de curs o să vedeți, este un monument, acolo scrie și Sfânta Maria. Să știți deși, pentru că acolo toate laurile trebuie să plece încolo. Noi avem aici 10 module, noi avem 80 de videouri. Ele sunt de 5 minute, 7 minute, 9 minute, 15 minute. Ele sunt de diferite lungime, pentru că eu am încercat să iau blocul, spre exemplu, crearea, și să arăt pe puncte fiecare proces de creare, ca vouă să fie, nu să căutați în video de 30 de minute unde este etapa ca eu să fac securitate, dar voi aveți aparte lecție care permite. Laura spune că vrea să-și dorește foarte mult dezvoltare. Laura, este una din primele investiții. Dacă crezi că 50 de euro este o investiție mare pentru viitorile tale performanțe, eu îți garantez că tu până treci cursul, îl răscumperi dacă ești bravo. Dar dacă prestezi servicii, eu pot să-ți dau și clienți. Dacă tu spui, Dumitru, am trecut cursul, iată, eu așa știu, dă-mi un client ca să-mi scot banii. Și eu o să fac tot posibil să te redirecționez la cineva care are nevoie de un specialist, care știe ce înseamnă pagină, știe ce înseamnă conținut. Azi un social media freelance poate să câștigi până la 1000 de euro. Trebuie să poate și să vândă, nu doar să știe cunoștințe. Dar mulți știu a vinde, n-au cunoștințe sau au cunoștințe așa superficiale, dar nu știu nici să vândă și atunci e greu să ai performanță. Aș vrea foarte mult să trec acest curs, dar din păcate la momentul dispun de finanțe. Valentina, pentru Valentina și pentru toți cei, pentru Laura, dacă treci primul modul, înregistrează-te, vezi informația, formatul și pe urmă o să găsești bani. Nu insist, las la discreția voastră. Noi, știți, eu am o poziție deja de vreo 5 ani de zile. Noi pe fiecare curs pe an avem 1000 de oameni. În general, 1000 de oameni în toate cursurile. Și ai noștri 1000 de oameni vor fi. Doar de dacă să ridicăm planul. De ce? Eu nu o să insist ca voi să vă apucați de furat ca să treceți cursul Facebook pas cu pas. Nu. Dar dacă voi sunteți antreprenori, dacă vreți să fiți social media manager, dacă vreți să vă dezvoltați în online și acum întrebarea între voi și cunoștință stă 50 de euro, nici jel de voi, înseamnă că voi încă nu sunteți gata să faceți un pas mai mare decât trebuie și aici trebuie de luat din strâns, ori, încă nu-i timp. Și atunci
Rămâneți alături de noi, cu drag, vom fi alături. Primul modul gratuit îl aveți, treceți înregistrarea, îl aveți gratuit. Pare interesant, dar cursul pare pentru persoane care nici nu știu cum să facă o postare. Dar eu doresc ceva care nu găsesc undeva, ceva care nu găsesc undeva pe gratis. Mihai, pas cu pas, Facebook este într-adevăr tot ce tu trebuie să știi să ai. Dacă tu ești un speț care știi tot și tu spui, băi, eu în principiu știu. E că eu nu pot spune asta. Eu periodic mai cumpăr, mai trag ochiul și fac brandurile internaționale pe inclusiv starturile de Facebook. De ce? Pentru că apare ceva nou. Și acest nou, e că, spre exemplu, un insight de meu în cursul ăsta, care noi l-am descoperit, este mesageria. E că când să ajungeți la Messenger, să vedeți și update-uri excepționale, voi nu vă trebuie, am o CRM. Vouă nu vă trebuie CRM, Clients Relationship Management sau un sistem de Excel ca să vă duceți evidența de lideri pentru că acolo și pâlnii se poate făcut. Deci aia, cu siguranță, îl treci, Mihai, pe X2, îl treci tare repede, eu și așa repede vorbesc, dar pot să încă mai repede, și îți dai seama că tu ești în temă și investiția de 50 de euro cu siguranță o să capitalizează. După care mergi la următorul curs care va fi în luna septembrie, octombrie sau iulie, probabil vedem cum reușim cu lansarea, cursul Masterați despre publicitate. La fel descompus suntem pe ultima 100 de metri aici și sper mult să aveți și voi această ocazie. Accesul la curs e lifetime? Da, Natalia, accesul la curs, noi vrem să promitem că el va fi lifetime. Atâta cât timp voi trăi, cu toate că asta nu este un trigger tare bun, că cam scârță eu de aici colea, dar noi acum pregătim lansarea platformei noastre personale. Și în prima fază veți fi adăugați într-un grup de pe GetCurs, iar cum noi lansăm după octombrie 2022, lansăm ipoteza de platformă personală, noi o să adăugăm accesul și o să adăugăm încă o dată toată baza și o să vă oferim lifetime, cât va fi compania, atât vor fi și cursurile, iar noi planuri avem pentru că copiii cresc, știți voi. Deci eu tare mult sper că voi înțelegeți ipoteza de abilități pe care voi puteți să le dezvoltați. Voi puteți să creați o pagină, să înțelegeți ce e o pagină, ce e în grup, ce e personal, ce e personal branding-ul, ce este business page, ce înseamnă setări, ce setări trebuie. În general, eu setările am luat tete. Adică am luat pur și simplu fiecare punct și clicam. Sunt lecții în care eu cu ecranul meu spun, clicăm aici, vizibilitatea paginii, stângem, de ce? Dublă autentificare, punem, de ce? Să nu se actualizeze postările, de ce? Targetarea în postările organice, e că aici se face, unde se vede, ia se vede. Ce înseamnă business suit? Și cu business suit-ul ăsta, sau suit-ul, cum se mai spune mama lui, și pentru și el trebuie, de ce el trebuie? Care e diferența între creator studio? Business suit-ul ăsta. Deci în business suit poate de programat stories-uri, dar în creator nu, dar dacă creator faci live și vezi. Dar e că tot asta acolo e detaliat. Eu pur și simplu sunt excited, poate eu mai vorbesc emoțional, pentru că eu sunt șoc și noi am făcut. Noi am făcut tare crota. Și asta, dacă și Mișa au zis că cursul e interesant, eu vă spun că asta e racheta. Asta e pușca, cum zice el. Da, pușca. Respectiv, aveți butonul, înregistrați-vă, aveți acces la primul modul. Noi vorbim despre statistică, inclusiv multe aplicații. Ultimele moduri, în general, este glosar. Și care, iaca, numai s-au născut. Iaca, hop, și ați fost nevoit să fiți în online. Aveți posibilitatea să vedeți și un glosar, aplicații. Important, dacă voi întâmplător, noi n-a să zicem și nimișa. Noi nu spunem asta, Mișa este talismanul nostru, noi dacă zicem pe el, îl pierdem, dar nu așa rar îl vedem la lucru, așa că haideți să păstrăm liniște. Respectiv, abilitățile pe care noi o să le descompunem în acele video permit că voi să opriți în orice moment și să verificați la voi în pagină, să vedeți cum rulează tot asta la alții, pentru că voi să fiți adăugați și în chat-urile comune și să vedeți suportul meu acolo. Periodic promit să fiu mai activ și să facem poate anumite zoom-uri închise în care să discutăm cum la voi și mai nou, ca de la. O să aveți oferte speciale pentru următoarele nivele. Avem în plan anul ăsta să lansăm cursul de Instagram și cursul de Masterați în formatul la fel de detalizat. Și când eu zic că avem un plan, întotdeauna Maria zâmbește, pentru că e tare, îi plac provocările astea.
Cursul pentru o perioadă anume limitată sau avem timp limitat. Cornelia, nu aveți timp limitat în orice oră, orice zi și practic cât și sănătate, atâta om ține pe server acest curs pentru voi. Prețul cu siguranță în așa format nu va fi. Grupul, videourile sunt foarte clare, foarte simple, într-o manieră și puteți discuta de peste tot. Oferta, cum v-am mai spus, 49 de euro, este oferta care este din preț standard. Eu i-am dat o valoare, reușind din efortul care noi l-am depus. Eu i-am dat o valoare care noi dăm la fiecare curs. Și valoarea noastră întotdeauna la Facebook Start era de 99 de euro. Ea poate fi 199 sau 299 în format offline. Din păcate sau din fericire offline-uri noi nu mai facem. Facem doar online. De aceea formatul Zoom de regulă era 199, formatul înregistrat 99. Acum pentru voi, toți care se înregistrează. Oferta asta, eu vreau să nu fie în alt webinar, să fie doar vouă. Toți care se înregistrează primesc acces la primul modul. Iar dacă timp de 48 de ore sau acum vă înregistrați, oferta de 49 de euro. Ați văzut, este Q&A, da? Sesiunea de întrebări-răspunsuri. Dacă n-ați făcut încă story, este talmazan.media, talmazan.school. Noi suntem încă aici să vă răspund la întrebările despre curs, despre problemele voastre, problematicile voastre. Confirmați-mi cei care deja au achitat. Dacă ați achitat, cine a achitat, scrieți am achitat. Sunt, pentru că mie îmi vin notificări, eu văd că sunt cei care au achitat, dar vreau să văd din cei care sunt aici, cine au achitat și cei care încă nu au achitat, cine urmează să fie primii noștri beneficiari. Daniel a achitat. Felicitări, Daniel! În primă fază, nu mă lasă să pun numărul de telefon, îmi spune că e invalid. Adriana, pune plus 373 sau dependență cei, dar dacă întâmplător nu o să pot scrie, scrieți-mi în Instagram, pe talmazan.media. Dumitru, n-am reușit, vrem oferta de curs, dă-mi link și eu o să vă dau acces sau link pentru zona asta. Încercați pe link-ul curent, pentru că la mine poate să dureze mai mult, că de regulă după webinare avem o comunicare, durează o zi, două până descompunem toate mesajele și răspund la toți, dar răspund eu personal și atunci mi-a mai mult timp. De ce, Adriana, scrie-mi, atunci scrie numărul din state, ori scrie mie în Instagram, Dumitru, eu sunt Adriana din state, vreau cursul. Și eu o să te ajut, îți dau direct link de plată și așa. Valentina, la fel. Valentina și toți cei care sunt aici, n-ați reușit să faceți achitarea, vreți oferta, vreți acces, scrieți-mi în talmazan.md, Instagram. Dumitru, eu sunt, am fost, vreau să cumpăr pe oferta 49 și eu vă dau vouă link direct pe net de achitare, voi achitați, noi vă facem acces. Vă rog foarte mult. Așa, am achitat, super, cei care Emma, super, Daniel, super, cei care sunt superb că ați reușit să achitați, sper mult să savurați din acest curs, eu vreau să cumpăr, Dorina, încearcă pe butonul care este, nu pot introduce. Trebuie să puneți ori drop-down să alegeți din acolo este o iconiță, ori scrieți plus și deja codul țării din care faceți parte. Dacă nu vă reușește, vă rog foarte mult să îmi scrieți în Instagram sau verificați Telegram-ul. Noi încă, timp de 48 de ore, încă o să mai ținem comunicarea prin a vă face notificarea, cei care nu au reușit, cei care au văzut jumătate de webinar, dar vor să beneficieze. Încă 48 de ore oferta este valabilă. De aceea, tare mult sper că voi să savurați acest moment. Dumitru, în curs de excepție, ca de obicei, ai făcut... Sunt sigură de aceasta. Iana, mersi mult. Eu tare sper să văd feedback-urile voastre și după studiu. Posibil cumpărat de întreprindere, adică cu factură? Da, Natalia, sigur, scrieți-mi Instagram, Dumitru, sau cei care vor factură, vrem să cumpărăm cu factură.
Și eu vă ajut, vă dăm acces, achitați factură, transfer și nevrie acela găsește soluția. Am achitat ea. Super! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult pentru webinar, Natalia, cu drag! Sper mult că voi ați avut tot așa enjoy ca și mine. Haideți să vedem dacă vă pot mai, să vă mai fi util. Și până voi vă mai formulați întrebările, mai lăsăm câteva minute de posibilitate să completați formularul. Și pentru o factură, Anastasia, din păcate, suntem în procedură doar de deschidere a companiei în România, nu sunt sigur că noi putem elibera facturi. Cred că nu putem, din păcate. Pe România, dar pe România putem să facem transfer, puteți face transfer. Nu, putem. Avem un partener în România care poate să ne ajute. De aceea, dacă cineva din România vrea pe factură, vă rog frumos să scrieți mie în Instagram și continuăm discuția. Olga Dan, super, super, Olga, bă, da proste, oameni buni, dragi prieteni, dați-mi voie să mă laud, dați-mi voie să vă transfer emoția mea de lansare acestui program. Este un curs care l-a trecut deja peste 2000 de oameni. Este un curs care noi l-am făcut 5 ani în urmă și acum s-a schimbat tare multe. Și acest update-uri care s-au schimbat, eu toate le-am inclus în curs. Doar că diferența este că eu am ciopărțit pe 5, 10, 20 de minute, 80 de videouri, care au și în module teste, au și teme pentru acasă anumite și voi puteți să ajustați comunicarea voastră și puteți să startați cu o investiție de doar 49 de euro, pentru că oferta pentru voi este 49 de euro. Respectiv, cursul ăsta, el este un curs care e compus din 10 module. O să rog colegii mei să mă ajute să scoată așa, 10 module. Asta sunt videourile, noi am unit, apropo, videourile în unul și toate lecțiile aici le vedeți într-un, mi se pare că 800% de vreo 4 ori noi am salvat fișierul. Sunt materiale care probabil le-ați văzut anumite screen-uri și în webinare, eu luam câte un pic. Sunt foarte multe materiale noi, sunt multe setări, multe ajustări, multe, e ca un ghid. Dacă voi aveți cunoștințe, puteți pentru dânși să cumpărați, ca știți că mama trebuie să înțeleagă și Facebook-ul, dacă ea nu știe și Facebook-ul, cumpărați-l lui mama cursul ăsta, fășeți-l lui mama un cadou, mama o să vă mulțumească cu o zamă gustoasă. Dacă angajații voștri, contabila, nu știu ce, ei n-au treabă cu o să mă mut, dar vreți măcar să înțeleagă o leacă. Cumpărați acest curs, puneți proiectorul și lăsați tot compania să schidănească câte 2-3 euro și ați cumpărat cursul. El este foarte, foarte detaliat și eu mă mândresc cu asta. Mă mândresc că noi am putut să creăm așa program. Mă mândresc cu echipa care a lucrat la programul ăsta, pentru că a fost foarte multă muncă și de conceptualizare și de colectare, auditare a clienților noștri. Noi am făcut un sondaj, un sondaj calitativ și am întrebat oamenii, probabil dacă voi sunteți client, ați fost sunați de managerii noștri, am întrebat anumite detalii ca să îmbunătățim experiența precedentului curs. Noi privim ce face piața, noi ne dăm seama pe cât de superficial azi se lucrează pe anumite zone la nivel de informații. De aceea mi-am asumat și pot să-mi asum responsabilitatea să zic că este unul din cele mai complexe cursuri de comunicare în Facebook. Ce trebuie tu să știi? Că trebuie să poate mai departe? 100%. Că poți mai complex, mai complicat, mai e ca cu spre accent de copywriting? Poate da. Cu accent spre community management? Dacă, da. Dar dacă noi să privim ce trebuie tu să știi, știți că așa 7 ani de acasă. Că poți și educat și foarte educat. Important să ai 7 ani de acasă. Apoi că dacă vreți cursul ăsta, sunt 7 ani de acasă. Sunt cei pași care voi a să înțelegeți instrumentele. Voi să înțelegeți care sunt acele funcții care trebuie să le activați și care sunt funcții care nu trebuie. Și cu comunicarea, și cu buspostul ăsta, și cu promovarea. Cum să faci o promovare? Eu acolo am video în care eu pas cu pas setez o campanie de buspost. Pas cu pas setez o campanie publicitară, buspost. Explic ce înseamnă audiențele personalizate și cu publicitatea asta. Noi întâi tot creăm, pe urmă tot explicăm, pe urmă tot asta facem. O parte din informație este prezentare, o parte din informație este prezentare plus ecranul meu. Partea prezentare sunt istoriile mele, experiența mea.
Așa că eu vă doresc succes. Eu sper foarte mult că voi o să faceți parte din primul tur, din indiferent de orice colț al lumii vă aflați. Elena, zici că am descoperit în Life of Olga. Mulțumim pentru webinar, neapărat cumpăr cursul. Elena, grăbiți-vă la ofertă, cu drag, face plăcere. Corina s-a registrat la primul modul gratis. Corina, și asta e o treabă bună. Nu uitați, 48 de ore oferta, ori după oferta nu va fi 48 de euro, 49 de euro, sorry, precis. Oameni frumoși. Eu am primit o plăcere deosebită să șeruiesc cu voi comunicarea pe social media. Mie îmi dă o energie extrem de mare în tot conceptul ăsta de probleme și de complicații. E ca o lumină care te încarcă cu ceva frumos și sper mult că și voi v-ați încărcat. Oricând puteți să-mi scrieți talmazan.school, dacă aveți întrebări, aveți probleme, link-ul nu lucrează, Maria este și e cu drag pe voi, vă ascultă. Puteți să-mi scrieți mie pe talmazan.md. O să încerc cât mai curând. Dacă ați făcut stories-uri sau trebuie de făcut, cum acolo? Nu, eu sunt doar smujic, eu trebuie ceva mai jos ca așa. Un stories de asta. Dacă ați făcut stories-uri, atunci vă mulțumesc. Dacă ați tăguit, o să fac share și o să vă se întoarcă în zecit. Că Zuckerberg vede pe cine voi tăguiți și el face conexiuni și înțelege. Om certificat din Facebook în Moldova, unicul, mă atincă. Înțelegeți, da, conexiunile. Trebuie să stai alături din oamenii corecți. Dacă ați cumpărat cursul, eu vă mulțumesc pentru încredere. Sper mult să aveți o experiență frumoasă. Indiferent la ce etapă și ce experiență să aveți, nu uitați că puteți să-mi scrieți mie personal, ori echipii mele, noi suntem alături. Și sper că un pic mai bine o să meargă business-urile voastre și business-urile clienților voștri. O să mai lăsăm pur și simplu pe flow liber încă 2-3 minute să mai puteți să reușiți. În rest, v-am cuprins, v-am ridicat și v-am pus la loc. Vă mulțumesc! Pa, pa!